Stimați colegi, cum am zis, m-au rugat să dau citire mesajul de felicitare din partea prim-ministrului Republicii Moldova. Îmi face o deosebită plăcere, permisiunea dumneavoastră un moment doar. Da, între timp, oricum, vreau să menționez că 5 minute în urmă a telefonat și doamna vicepreședinte a Parlamentului Republicii Moldova, doamna Monica Babu, care de asemenea ne-a transmis mesaj de felicitare, a zis că este încântată de colectivul Grădinii Botanice și depune tot efortul să ne ajute în soluționarea multitudinilor de probleme prin care cu care ne confruntăm noi la momentul actual și va face tot posibilul ca Grădina Botanică să atingă noi culmi, noi universul și să mergem spre bunăstare. Deci, mesajul prim-ministrului Ion Chicu cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la fondarea Grădinii Botanice Naționale, Institutul Alexandru Ciubotaru. Cea de-a 70 aniversare a Grădinii Botanice Naționale Alexandru Ciubotaru îmi oferă o ocazie specială pentru a aprecia valoarea și realizările tuturor celor care au muncit cu declarație de-a lungul timpului la edificarea, menținerea, salvarea și dezvoltarea acestui obiect de patrimoniu național al științei și culturii. Sunt 70 de ani de cercetare botanică, de elaborare și implementarea proiectelor de artă peisageră, de educație ecologică și pregătirea cercetătorilor botaniști. De cercetări și ale activității prin care instituția a căpătat un rol esențial în viața și dezvoltarea țării. Simbolismul cultural al Grădinii Botanice Naționale se exprimă prin faptul că peisajul general al grădinii a fost proiectat și dezvoltat de ctitorii săi, astfel încât forma ei reprezintă în miniatură relieful Republicii Moldova. În fapt, Grădina Botanică Națională este un loc care conectează lumea plantelor cu istoria și cultura țării. Sunt multe de făcut pentru a readuce Grădina Botanică Națională la frumusețea estetică de altă dată. În pofida timpurilor complicate prin care trece societatea, generate de noua criză pandemică COVID, vă asigur că vor fi identificate resurse și soluții pentru menținerea și dezvoltarea Grădinii Botanice Naționale Alexandru Ciubotaru, ori un vechi aforism spune că să menții și să dezvolți o grădină botanică înseamnă să crezi în ziua de mâine. Noi avem datoria să reabilităm și să dezvoltăm acest paradis al frumuseții și conviețuirii armonioase a diverselor specii de plante din diferite regiuni floristice ale terei, unde cresc și înfloresc, rodesc la lumina inteligenței plante rare și pentru faptul că avem multe de învățat de la natură. Un înțelept afirma că o grădină botanică este mare mentor, ea este o adevărată sursă de inspirație și lecții de viață. Ea ne arată că răbdarea este o virtute, sporindu-ne spiritul de atenție și încurajându-ne să apreciem detaliile. Și mai presus de toate, ne ajută să cultivăm încredere absolută. Remarc faptul că organizarea conferinței științifice internaționale omagiale denotă că la ceas aniversar colectivul Grădinii Botanice Naționale nu discută doar despre trecut și glorie, dar continuă să cerceteze, să caute idei tehnologice și manageriale pentru conservarea, diversitate și tratarea plantelor aflate în confruntarea cu schimbările climatice. Fapt care merită apreciere și argumentează utilitatea investițiilor publice. În această zi aniversară aducem sincere urări de sănătate, putere de creație și noi succese cercetătorilor și angajaților Grădinii Botanice Naționale. Cu respect, prim-ministru Ion Chicu. Vă mulțumesc! Conform programului, următorul pe ordinea de zi este doamna doctor Nina Ciorchină. Doamna Nina, vă rog să vă apropiați cu raportul Starea actuală și perspectiva dezvoltării cercetărilor Laboratorului de Embriologie și Biotehnologie. Stimate audiență, dragi oaspeți, atenție dumneavoastră este prezentat un discurs privind activitatea Laboratorului de Embriologie și Biotehnologie în ultimii 10 ani. Asta e laboratorului. Vreau să zic că pe parcursul acestor ani au fost elaborate și realizate proiecte, 3 proiecte instituționale, un proiect de transfer tehnologic, 2 proiecte de obținere
utilajul științific pentru utilizat pentru laborator. Un proiect bilateral moldo-român a fost în baza a fost un proiect din programul de stat pe plante medicinale în baza cercetărilor laboratorului de biotehnologie. Au fost susținute, realizate și susținute 5 teze de doctor. Elaborate și publicate circa 400 de articole științifice, realizate contracte economice de amenajare a școlilor, liceilor, universităților. Regretatul academician Cipotaru a elaborat și a realizat așa proiecte cum amenajarea cimitirului ostașilor germani, cum s-a spus capul de pod Șarpeni, complexul monastic Curchi. Aceste 10 ani am fost preocupați de micropropagarea și microclonarea culturilor in vitro din plante medicinale, aromatice, plante decorative. Aici avantajele culturii in vitro sunt evidente, sunt unele avantaje și dezavantaje, unica că e necesar un laborator amenajat, un laborator cu specialiști bine pregătiți. În această schemă este prezentată elaborarea tehnologiilor de micropropagare a taxonilor noi și adaptarea lor la condițiile pedoclimatice din Republica Moldova. Așa, primul rând de identificare speciilor, soilor noi, donatoare de explant pentru inițiere culturilor in vitro. Testarea factorilor biologici, fizici, chimici pentru cultura in vitro la taxonii studiați. Elaborarea formulelor mediilor nutritive, optime pentru calosogeneza și morfogeneza. Studierea particularităților biologice ale vitroplanturilor, speciilor, soilor noi obținut și determinarea condițiilor de aclimatizare în condiții de seră și în teren deschis. Studierea capacității de a forma masa calosară, tot în indice care noi la toate plantele le testăm, care oferă o posibilitate sigură de a obține vitroplanturile în cantități nelimitate și ce e mai principal, că obținem material planturile libere de orice contaminări. Și elaborarea în baza acestor cercetări, elaborăm scheme tehnologice, protocoluri de micropropagare a materialului săditor, la taxonii studiați și aceasta este o contribuție la fortificarea genofondului grădinii botanice, crearea colecțiilor de specii noi și taxoni. Un indice foarte principal în microclonare și micropropagare este influența hormonilor citochininici, cum este unul din cu care noi lucrăm, BAP-ul, benzilaminopurină. Concentrațiile, diferite concentrații variază și folosirea lor aduce la proliferarea mugurilor adventifi și plantulilor. Obținem microclonarea și deja le fragmentăm. Tot e un foarte bun prin multiplicarea, prin proliferarea meristemoide din masa calosară. Din masa calosară, din o formațiune neregulată, noi obținem prin folosirea tot hormonilor obținem meristemoiți, din care deja plantulii noi. Uite, aici noi am lucrat cu așa plante anterior, planta pelinule măios cu rozmarin și plantulii noi am obținut din masa calosară.
Multă atenție am atras la multiplicarea unor plante decorative. Am elaborat tehnologia înmulțirii la pitunie, la sorfinie, frezie, trandafiri mini. A fost și o teză, ce să mă duc, crizantemă. A fost elaborată tehnologia pentru pavlovnie elongată la 4 soiuri și la pavlovnie tomentosa. Ultimii ani suntem preocupați de multiplicarea unor arbuști fructiferi, care tot mai mult sunt întrebați pe piața, piața europeană și piața Moldovei. Abordarea acestei teme este motivată prin ceea că este o importanță foarte mare a acestor, o importanță alimentară foarte mare la arbuști fructiferi. Aici se dă cât e terenul în Moldova, cât e terenul în Europa. Așa, aici productivitatea. E arătat cele care noi suntem preocupați de elaborarea tehnologiilor. La acestea specii și soiuri deja sunt elaborate tehnologiile la noi. Tot o lucrare care a fost realizată la noi în laborator, micropropagarea taxonilor la 6 taxoni din genul liciu. Deja e pregătită teza pentru susținere. Avem și un soi care e propus la comisia la, pentru privire de invenție și la comisia de stat, numit licurici. În ultimii ani, adică în proiectul ăsta nou, care era acum în derulare, noi am început a cerceta unii soiuri din genul liceu, din genul onicerum. Aici este arătată schema, după care noi lucrăm după luni, în care lunile mai bine sunt prelevarea materialului și sterilizarea și când se mai bine aclimatizarea trece. Asta e ponderea tot pe luni, când e vitalitatea mai mare și mai bun procent de obținerea plantulilor înrădăcinate. Secvențe din transferul vitroculturilor la condițiile ex vitro. Așa a fost prima etapă, asta e etapa a doua și a treia din aclimatizare. Aici sunt deja prezentate plantele care sunt preconizate pentru a fi la plantate în teren deschis. Aici e schema generală de multiplicare a arbuștelor fructiferi. Totodată, pentru a studia rezistența la secetă și la condiții nefavorabile, au fost întreprinse cercetări de evidențierea criteriilor care sunt la soiuri studiate, cum au fost studiat 15 soiuri de mor fără spini, care din ei sunt mai rezistenți. Și prin structura anatomică, e evident, arată, criteriile este ne arată. Au fost totodată și studiată biochimia sau analiza fitochimică la arbuști fructiferi studiați, care ne-a arătat că ceea ce noi mulțim prin cultura in vitro și obținem plantului, material săditor, și deja fructele obținute dintre acest material suditor conțin flavonoziți, substanțe tanate, acidul ascorbic și zahar, care sunt un criteriu antioxidant, că mult antioxidant. Totodată, cultura in vitro noi o folosim sau o aplicăm pentru conservarea plantelor rare. Au fost elaborate tehnologii la plante rare, cum Virium Artagon, Virivalia. La moment se derulează o lucrare care studiază și Ghiocenul.
Acestea și lucrările principale editate, aici sunt prezentate, de așa despre volumele, o să vorbesc mai târziu. Da, eu vă mulțumesc, doamna Nina, știți că aveți un laborator de perspectivă și un obiectiv important în activitatea mea este să reconstruim, să facem, să creăm condiții că să aveți cât mai multe poze din astea frumoase, cât mai multe realizări, înțelegeți? Și la mai mult și la mai mare. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și mă scuzați că poate foarte succinte, dar... Nu, și timpul ne presează. Vă mulțumesc și eu foarte, foarte mult. Următorul este... Interruptorul este doamna dr. Valentina Țâmpală cu introducerea plantelor de seră, realizări și perspective. Vă rog, doamna Valentina. Eu n-am să întrerup, dar succint, vă rog, vă rog. Mult stimată audiență, mult stimate domnule director, deci cu permisiunea dumneavoastră îți prezint foarte, foarte succint rezultatele obținute din laboratorul plante tropicale pe parcursul ultimilor ani, dar nu pot fără o mică introducere. Deci orice grădină botanică plină temperată nu poate fi concepută fără plantele de seră. Deci cea mai mare durere a grădinilor botanice, mai ales parcursul perioadei de iarnă, atunci când agentul termic ne dă bătăi de cap. Deci, laboratorul ca atare a fost creat în 1983. Până la acea perioadă am activat în cadrul laboratorului plante ornamentale. Introducerea plantelor de seră a fost începută încă în anii 60, până la moment în serile grădinii botanici. Deci, avem plante de pe acele timpuri. Așa, deci componența laboratorului în anul 2010, mai departe avem componența în 2020, practic mult nu s-a schimbat, au mai venit câțiva tineri de care ne bucurăm, fiindcă pe parcursul anilor au fost create colecții bogate. Deci aici sunt date scopurile, dar sunt și acele rezultate că am elaborat. Deci, la moment, genofondul plantelor de seră înglobează 2965 de specii, parcursul ultimilor 9 ani, deci genofondul a fost completat cu circa 400 de specii. În colecțiile noastre, deci, avem plante începând cu plantele inferioare, cum este psilotrum și tricuietrum, și terminând cu reprezentanții familiilor superioare, cum ar fi familia bromeliaceilor, orhidaceilor, cactaceilor și alte familii. Deci, după componența numerică, cea mai valoroasă și cea mai bine reprezentată este familia cactușilor, care numără circa 1000 de taxoni la moment și alte familii din colecții. Deci, aici în imagine avem două specii de plante care au vârstă foarte înaintată. În partea stângă este Echinocactus bruzoni, acel cactus care se crește în grădina botanică în 1964, semințe aduse în grădina botanică din Moscova pentru prima dată în 2012, deci atins faza generativă. Și partea dreaptă avem Cicas circinalis, un exemplar, de asemenea adus la grădina botanică din 1964, care pentru prima dată acum anul acesta, în luna septembrie, deci am florit și am florit exemplarul feminin. De păreri de rău, exemplarul masculin cu polenul era la Iași, dar din cauza pandemiei, deci n-am avut posibilitate să încrucișăm și să primim deci, semințe. Deci, parcursul anilor, laboratorul a participat la îndeplinirea proiectelor instituționale și naționale la un șir de proiecte. Anul acesta, în sfârșit, s-a soldat cu elaborarea recomandărilor de cultivare a plantelor din plantelor de seră și vreau să vă invit la o mică excursie virtuală prin serile grădinii botanice, deoarece cine dorește, poftim, puteți să veniți și pe viu să priviți. Deci, secția de plante suculente este o secție care înglobează circa 700 de taxoni la moment, deci plante suculente, grase sau cărnoase, cel mai bine se prezintă, fiindcă iarăși reșind din condițiile pe care le avem. Aici avem imaginea de colecții bogate de aloe, de agave,
și alte plante, familia Crassulaceae, reprezentată prin circa 200 și ceva de specii. Iată, acei cactuși minunați pe care îi avem și colecțiile noastre, deci sunt cunoscute de la nordul și până la sudul Republicii, deci suntem vizitați începând cu elevii, cu copiii de la grădiniță și terminând cu studenții, masteranzii, toată populația Republicii Moldova, deci multe, foarte multe specii, mai mult de 60-70 de specii, deci ating faza generativă, înfloresc, aleagă fructe cu semințe, iată aici în imagine avem fructe de cactus, diferite specii de cactus. În continuare, deci secția de plante subtropicale, bogată în plante cu fructe comestibile, cum este mandarin, obsidium și alte. Deci anul trecut din semințe de bananier, deci a fost căpătat bananier și iată anul acesta înflorit, este un bananier mai mult decorativ, deci a înflorit și iată avem și fructe mici de bananier. De asemenea, în continuare, în grupul plantelor subtropicale este renumitul Cicas, revoluta exemplarul feminin, streliția noastră, bugenvelia, în partea stângă, iată avem euhornia sau ghiacintul de apă. Deci, mai, o colecție bogată de plante din familia geraniaceilor și alte specii de plante. Din grupul plantelor deci tropicale, avem de asemenea colecții bogate de plante de familia araceilor, bromeliaceilor și am început crearea colecției de orhidee, colecțiilor de orhidee, și în continuare specii de plante tropicale și iată activitatea noastră tot timpul se soldează cu activitatea pedagogică, mai bine zis, cu acele excursii care sunt efectuate în seară, deci anul acesta mai puțin, dar pe parcursul anilor, lunile aprilie, mai, deci o gradă serilor era plină cu vizitatori. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna doctor Valentina Țăbală, eu vă mulțumesc pentru prezentarea succintă și foarte viu, colorată, interesantă. Vă mulțumesc și cum am citit în raportul meu, noi ne propunem oranjerie de fond. Da, visul nostru cel îndepărtat exact. Este construcția oranjeriei de fond. Următorul raportor este doamna doctor Tatiana Sârbu, șef laborator plante ornamentale, cu raportul Introducerea și ameliorarea plantelor decorative, istoric, actualitate, perspective. Vă rog, doamna Tatiana. Dragi colegi, și raportul meu mai bine zis va fi un omagiu adus laboratorului, adus celor care au fondat laboratorul și care ne-a dat posibilitatea nouă celor din prezent să activăm și să menținem această oază verde care sper eu că a existat mult timp înainte. Deci în timp va fi o oază și mai verde și mai frumoasă. Aș vrea să încep cu un motto, acolo unde înfloresc florile, există încă speranță. Și că în lume sunt circa 8 milioane de plante și animale și, desigur, sunt 8 milioane de soluții pentru a soluționa problema de a rămâne în viață. Laboratorul Plante Ornamentale a fost creat în anul 1950, odată cu Grădina Botanică, și este în continuare unul de bază în această instituție. A existat la începutul ca grup de cercetare în frunte cu doctorul Nina Șarova încă pe teritoriul vechi al grădinii. După cum a menționat și domnul director în comunicarea sa, deci în 1963 au început lucrările de transfer din cauza condițiilor nefavorabile existente acolo pe teritoriul vechi, deci au început lucrările de transfer a colecțiilor în terenul nou de la Botanica. Un grup mic de cercetători, tehnicieni, specialiști, au contribuit prin eforturi supraomenești, aș spune,
pentru a pune bazele colecțiilor actuale. În imagine avem micul colectiv deja din puțin de mai încoace, din anii 70-80, dar unde o vedem pe doamna Șarova Nina, care prin abilitatea sa de conducător a menținut acest laborator și efectuat lucruri, a realizat lucruri importante. Deci, timp de 7 decenii, prin laboratorul nostru au trecut 10 de persoane care s-au dedicat acestei cauze, care au efectuat cercetare, care au realizat soiuri. Deci, 21 de persoane au absolvit doctorantura, au susținut 11 persoane tezele de doctor și doctor habilitat. Și, în continuare, direcțiile de cercetare ale laboratorului nostru sunt mobilizarea, introducerea și menținerea, conservarea și valorificarea plantelor decorative și ameliorarea lor pentru a obține soiuri mai valoroase în condițiile țării noastre. Timp de 7 decenii, cercetătorii au creat colecții unicate de plante ornamentale, care actualmente însumează un genofond de 1700 taxoni specifici. Așa. După anii 70, începe o încălzire, așa să zic, a cercetărilor experimentale și atunci așa cercetători ca Constantin Andon, Mane Cernei, Eugenia, Sava Victor, deci fac studii și cercetări de anatomie și morfologie comparativă la unii reprezentanți din Aracheie. Deci impactul micro și macro elementelor asupra caracterilor morfofiziologice a plantelor decorative și multe, multe alte rezultate care în continuare ne-au remarcat și au fost utilizate în procesul de introducere a plantelor ornamentale. În perioada 80-90, eu fac o retrospectivă nițel, fiindcă nu putem să vedem rezultatele actuale numai în 10 ani. Oricum, plinim 70 astăzi. Perioada anilor 80-90 a fost una de încălzire și de înflorire, să zic, în sens direct și în sens indirect, când sub conducerea abilă a domnului doctor habilitat Sava Victor, genofondul a conturat o imensă cantitate de taxoni, de peste 3500, și într-adevăr în această perioadă aveau loc cercetări foarte active, au fost studiate particularitățile biologice a unor plante anuale, a unor plante perenne tradiționale. Au fost elaborate recomandări pentru spațiile verzi, pentru producția de flori. Au fost obținute o mulțime de soiuri noi, care mai târziu au intrat în registrul de stat al soiurilor. În perioada 90-2000, au fost studiate particularitățile biologice și apreciată reușita introducerii ex situ a unor specii anuale de către Sava Victor. Apoi, doamna Cernei Eugenia a făcut o analiză profundă, taxonomică și fitogeografică a plantelor introducente din diverse regiuni fitogeografice. A fost cercetată biologia înfloririi, fructificării, calitatea semințelor, înmulțirea generativă și vegetativă la un șir de plante autohtone și alohtone. În această perioadă, schimbul internațional de semințe
a luat o amploare în anii 80-2000 și au fost testate peste 20.000 de campioane de semințe. La începutul anilor 90 au fost construite monumentalele expoziții Alpinariu, Rocariu, Spionariu, Iridariu, Leanariu, de asemenea cu contribuția colaboratorilor din Laboratorul Plante Ornamentale, care au amenajat conform principiilor fitogeografice și exigențelor și ecologic, adică în dependență de exigențele plantelor, au amenajat alpinariu, pionariu, iridariu. La finele secolului trecut, până în 2017, în cadrul laboratorului a activat grupul de protecție al plantelor, care avea menirea de a monitoriza situația fitosanitară din grădina botanică și a evidenția metodele și procedeile mai eficiente în combaterea patogenilor și dăunătorilor, sub conducerea regretatei dr. Cleșina Ludmila, care a efectuat un lucru enorm în acest domeniu. Cu atât mai mult, dumneavoastră este autoarea a unei noi direcții în acest domeniu de extragerea a substanțelor active din plante și pentru a le utiliza în inducerea rezistenței altor plante. Astfel, ani în șir a demonstrat eficacitatea acestor fitoextracte pe culturile existente la noi. Perioada anilor 2000-2010 a fost remarcată de cercetări în a unor genuri, cum sunt Hemerocalis, Cnifofia, Hosta și inițiate primele studii de mutageneză indusă ale acestor culturi și obținute rezultate. Și în acești ultimi 10 ani, deci noi suntem destul de bogați, după cum am menționat, având un mare genofond de 1700 de taxoni, care în continuare este înnobilat, cercetat, menținut. Sper că vom ajunge la nivelul anilor 80-90, când vom avea niște colecții mai completate, dar oricum, actualmente, deci, au fost evidențiate circa 100 specii și cultivaruri noi valoroase care pot completa sortimentele urbelor și localităților rurale. De asemenea, au fost elaborate tehnologii de cultivare, spre exemplu, a crizantemii dirijate sau a crizantemii cascadă, a genului reprezentanților genului Argerantemum, Sedum, Hosta și altele. Cel mai important rezultat al nostru sunt colecțiile generice, spre exemplu, Peonia, Eremurus, Crizantemum, Urbita, Hemerocalis, Hosta, colecții de specii din flora spontană și, desigur, ameliorarea plantelor decorative, care actualmente continuă, deci colaboratorii noștri activează în acest domeniu, nu fără rezultate. În proces de testare, actualmente sunt 3 soiuri. În colecții sunt păstrate circa 200 de soiuri precedente din a foștilor amelioratori, a doamnei dr. Cernei Eugenia, a domnului Victor Sava, a doamnei Dumitrașcu și mulți, mulți alții care au muncit în acest domeniu. După cum am spus, în registrul soiurilor sunt 63 până când de soiuri ale grădinii botanice. Aceste soiuri au fost menționate la diverse evenimente științifice. În ultimii 10 ani avem obținute 11 brevete de soi și înaintate 21 de cereri.
Avem și publicații în această perioadă, 11 monografii, circa 250 de publicații în total, aici intră tot absolut și cererile, circa 96 de participări la seminarii, conferințe. Evident că activitatea noastră nu se limitează numai la menținerea colecțiilor, obținerea soiurilor, este cu mult mai amplă și ține și de activitatea instructiv educațională și culturală. Nu mai zic de practicile frecvente ale studenților care le efectuează în colecțiile noastre. Și ca obiective pentru viitor, ne-am propune menținerea în continuare acestei oaze vers, mă repet, pe care o avem, acestui genofond care e de importanță nu numai națională, dar și internațională, fiindcă aici se regăsesc și plante rare și endemice, și nu numai din flora spontană, dar și din alte regiuni ale globului. De asemenea, ameliorarea acest capitol, ameliorarea unor, deci crearea unor soiuri noi care se vor alinia tendințelor moderne. De asemenea, activitatea noastră instructivă, educațională, o vom continua mai departe și aș pune accent pe echipă. Deci ne-am dorit o echipă tânără, pregătită, pe care deja o avem, dar și în continuare dezvoltată prin stagieri, prin diverse studii, care sper că vor fi susținute cu succes de noua direcție. Asta am vrut să spun și vreau să-i doresc colectivului multă sănătate și colectivului laboratorului, dar și colectivului întregii grădini botanice. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna Tatiana, vă mulțumesc și eu și direcția, cum ați menționat dumneavoastră, și are mari speranțe că noi am să atingem toate obiectivele pe care vi le-ați propus cu suportul nostru. Așa că aveți un, cum s-ar spune, un atu, sau nu știu, că mi sunt dragi florile, așa că următorul raportor este doamna dr. Nina Ciocurlan cu raportul 7 decenii de cercetare a plantelor medicinale și aromatice în grădina botanică națională. Vă rog foarte mult, doamna. Comunicarea mea va fi despre plantele medicinale și aromatice în grădina botanică, 7 decenii de cercetare. Foarte pe scurt, voi aduce câteva repere istorice, așadar cercetarea plantelor medicinale și aromatice a început după organizarea grădinii botanice în anul 1950. Preocupările din acel timp au auzat evidențierea speciilor autohtone din flora spontană și acumularea informațiilor despre utilizarea lor în medicină populară și cea științifică. Se publică monografia Полезные дикорастущие растения Молдавии, unde compartimentul 2 include anumele plante medicinale, etero-oleaginoase și condimentare. Urmează perioada anilor 60, cercetările se intensifică în domeniu. Se începe fundarea colecțiilor de plante medicinale. În această perioadă, din ceea ce am găsuit eu din literatură, accentul este pus pe implementarea unor specii de plante în diverse ramuri ale economiei naționale și în special în industria vinului. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în numeroase lucrări semnate de Ivanova, Șavorska și colectivul de autori de pe atunci. Urmează perioada anilor 70-90, perioada în care cumva se divizează direcția de cercetare, pe de o parte plantele medicinale și aromatice, plantele medicinale, pe de altă parte plantele aromatice, condimentare, tehnice și netradiționale. Sunt foarte multe lucruri de spus la această
dar e foarte scurt timpul, sunt foarte multe lucruri de spus. Cercetări aprofundate, cercetări țin de introducerea unui șir lung de plante medicinale și aromatice și pe de o parte, decât și pe de alta. În condițiile țării noastre se creează colecții mari de plante. Este dimensionat faptul că un vas genofond de plante se aduce în urma expedițiilor efectuate în Siberia, Ținutul Primorii, Transcaucazia, sub conducerea doctorului habilitat, regretatului Vasile Florea. Pe de altă parte, paralel se intensifică cercetările și domeniul plantelor aromatice. La fel se creează o colecție foarte mare de plante care număra peste 500 de specii la etapa respectivă. Rezultatele sunt oglindite într-un șir lung de publicații, de lucrări importante. În imagini vedeți doar unele dintre ele, semnate de Vasile Florea, cum am spus, și doctorul habilitat Mihai Bodrug, care cu regret la fel mai este printre noi. În această perioadă se intensifică și activitatea în vederea pregătirii cadrelor prin studii de doctorat. În anii 90, sub îndrumarea doctorului habilitat Mihai Bodrug, se elaborează 3 teze de doctorat și se susțin. Urmează anul 2000, perioada anilor 2000, cu noi abordări. Colecțiile care până atunci ocupau suprafețe sau locații diferite în grădina botanică se reorganizează, se reunesc în expoziția de plante medicinale și aromatice pe care o avem acum. Aceasta s-a datorat implementării unui proiect susținut de Fondul Ecologic Național sub îndrumarea academicianului Alexandru Cibotaru. Eforturile se canalizează spre completarea acestei colecții, fiindcă este mult mai mare ca suprafață decât cei care au fost. În această perioadă apare monografia Plante medicinale, care este consacrată descrierii a 153 de specii de plante medicinale din flora spontană și cea cultivată. Tot în această perioadă se desprinde în cadrul laboratorului și se intensifică direcția de cercetare a plantelor condimentare. Urmează perioada 2010-2020, ultimul deceniu, care iarăși este de cunoaște un pic altă dinamică, care este determinată de păstrarea și promovarea direcțiilor tradiționale de cercetare, dar și de perspectivele sau de starea actuală a cercetărilor în domeniu la nivel internațional. Echipa de cercetare merge pe aceleași direcții, practic doar cu intensificarea mai mult a cercetărilor, a colaborărilor pe plan internațional. Deci nu am citit direcțiile de cercetare, vom fi foarte succes la fiecare dintre ele, la activități și la realizări. Se continuă, adică se întreprind activități și cercetări în vederea mobilizării continue și menținerii resurselor genetice de plante medicinale și aromatice. Expoziția care găzduie de plante medicinale și aromatice, care găzduiește astăzi colecțiile, are un genofond la ora actuală de mult peste 400 de taxoni. Componența taxonomică de cele mai reprezentative familii și ponderea plantelor autohtone și alohtone. Doar în ultimul deceniu colecțiile au fost completate cu peste 200 de taxoni noi. Iarăși foarte succint la cercetările de bază care sunt. Am mers pe modelul interdisciplinar comparativ la specii noi cercetate, noi care au fost insuficient cercetate sau unele chiar deloc. Deci aici doar pe exemplu, modelul pe exemplu genului Timus, ceea ce am putut prin o schemă să reprezint foarte succint șirul sau etapele prin care au derulat la studiul plantelor medicinale. La fel am folosit și la celelalte grupe de plante prin studii comparative biologice, biochimici și testarea activității biologice a plantelor, ca să avem un tablou clar care ne-ar crea premise de înaintare sau evidențierea perspectivelor de valorificare acestor plante. Aceste cercetări au fost efectuate în colaborare cu partenerii și colegii noștri din străinătate. Pe plante aromatice, pe direcția de plante aromatice a mers după același model, au fost evidențiate, selectate specii noi, specii importante din punct de vedere și științific și
economic, nu putem să trecem peste faptul că și la capitolul plante aromatice, despre implementarea tehnologiei de producere a mărcoților de levânțică și extinderea plantațiilor, pe plantele condimentare, la fel, am abordat același model, doar că accentul a fost pus pe acele laturi care ar evidenția perspectiva de utilizare a plantelor ca și condiment. Soiuri noi de plante medicinale și aromatice este rezultatul muncii, nu doar asta, dar unul dintre rezultatele doamnei Chisnician, care la un moment, la o perioadă activat în cadrul laboratorului nostru, echipei noastre de cercetare, am scos în evidență doar câteva specii din cele cu interes economic, unele care sunt interesante și importante, care așteaptă să fie inclus în programul de cercetare. În decursul ultimului deceniu, cercetătorii, echipa noastră de cercetare a implementat două proiecte internaționale, unul dintre care este un proiect bilateral. A fost abordată tematica plantelor medicinale, dar la implementarea lui au participat și colegii noștri din la Flora Spontană, din laboratorul Plante Ornamentale. Au fost rezultate multe expediții în teren, cercetări comune, dar și o experiență pentru noi și un salt spre un alt proiect internațional, de acum finanțat de Fundația Elvețeană pentru Cercetare. Trei ani au derulat acest proiect. Rezultatele cercetărilor au fost publicate într-o monografie, Medicinal Artemisia Species in Republic of Moldova. Acest proiect prin derularea acestui proiect am putut să achiziționăm și un lot important de echipament științific. Sunt câteva imagini din cadrul activităților noastre la diverse instituții de peste Prut, în Elveția, vizite de lucru, stagii științifice, aplicații în teren, publicații științifice. În ultimul deceniu cercetătorii noștri sunt autori cu autori peste 250 de publicații, monografii, articole în reviste factori de impact. Aici este schema care am preluat-o de pe site-ul EDCI, care ne arată colaborarea noastră cu parteneri naționali și internaționali. Fiecare cerculeț simbolizează un coautor în lucrările noastre pe care le-am elaborat și la care noi lucrăm. La educație și informare, doar câteva din multele, multiplele activități pe care le-am avut cu studenții, elevii, atelierii de lucru, ori ecologice, echipa de cercetători, echipa de fete care au muncit la aceste cercetări și realizări. Și vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc, Grădina Botanică. Doamna Nina, mulțumesc și eu și din partea colectivului. Vă mulțumesc. Următorul raportor este domnul dr. Victor Țței, mobilizarea și valorificarea resurselor genetice, vegetale cu potențial curajer și energetic, realizări și perspective. Bună ziua, felicitări Grădinii Botanice și colaboratorii ei. Aș vrea să menționez că de rând cu progresul tehnico-științific crește necesitatea atât de alimente cât și de energie pentru satisfacerea necesităților vitale ale populației. De aceea și în cadrul grădinii botanice, chiar de la începutul existenței grădinii botanice, au fost efectuate cercetări în domeniul identificării plantelor cu potențial furajer. În acest domeniu am putea spune că un aport mare s-a început cariera sa științifică, omul, savantul și omul de stat, Mihail Lupașcu. Totodată, din literatura pe care noi și-am publicat unele articole cu domnul Teleuță, s-a identificat că în acea perioadă am mai activat și doamna Nisterenco, doamna Ilușevici. Mai mult de 40 de ani în acest domeniu activează valorificarea plantelor furajere, activează domnul Alexandru Teleuță. Aici sunt actualul sector unde sunt aplasate plantele cu potențial furajer energetic și melifer. Avem circa
un hectar și ceva de suprafață. Sunt unele secvențe din diferite perioade ale anului. Totodată am putea spunem că în domeniul plantelor frăjere sau au fost create datorită formelor identificate 10 soiuri noi de plante, plantele tradiționale, dar care au o perspectivă pentru Republica Moldova, sunt prezentate atât capacitatea lor de a forma semințe, cât și unele plante care pot fi multiplicate prin metodă vegetativă, ceea ce este reprezentat. Totodată, în conformitate cu legislația în vigoare, suntem pentru aceea ca să deținem și un sector de multiplicare a plantelor noi și netradiționale pentru Republica Moldova. Dintre plantele identificate, am putea spune, sunt prezentate cele mai productive și de perspectivă pentru Republica Moldova. Totodată, datorită plantelor identificate și a soiurilor omologate, în anul 2017-2018 a fost implementat un proiect de transfer tehnologic privind valorificarea speciilor noi ca plante furajere. Aici sunt secvenția acelor specii de plante și soiuri care au fost implementate. Totodată sunt mostre de furaj efectuate cercetări în domeniul analizei organoleptice, cât și biochimice și potențialul lor furajer și efectul lor asupra productivității animalelor. Totodată putea spunem că o parte din aceste plante pot fi păstrate prin metoda de ensilozare și prin metoda de dehidratare, producere de fân. Au fost efectuate, după cum am spus, testările în condiții de producere. Ceea ce și se vede că am avut fost suprafețe mai mari comparativ cu ceea ce avem în grădina botanică, o parte din aceste plante au fost păstrate, condiționate și administrate la animale. Se vede că am verificat o tehnologie nouă de perspectivă pentru Republica Moldova, conservarea în mânici de polietilen de presiune înaltă, ceea ce permite în orice perioada anului de a avea nutrienți omogen pentru animale, secvențe din perioada de implementare a proiectului. Totodată se vede că acest furaj este destinat animalelor pentru producere de lapte și carne. Totodată am putea spunem că este mai ales în condițiile aridizării climii, speciile noastre și soiurile create ar putea fi un adaos la culturile deja tradiționale. Tehnologiile implementate de conservare permit de a avea un nutres de parcurs la 2 ani de zile, ceea ce în condițiile anului acesta am putea spunem că ar fi benefice. Totodată este prezentată comparativ cu culturile tradiționale porumbul, culturile selectate și ameliorate în cadrul grădinii botanice, care au un procent mai înalt de proteină comparativ cu cultura tradițională porumbul. Totodată, dacă am vorbit despre fân, s-au identificat unele culturi din familie fabacee cu un conținut mai înalt de proteină și ar putea diversifica rațele animalelor. Totodată, am putea spune că s-a identificat și pentru producerea de semifân, care în ziua de astăzi are o importanță foarte mare, fiindcă laptele anume este pe limba vacii, cum spun acei de la producere, și dacă nu avem produse furajul necesar, atunci nu avem acele produs. Spre poate că o parte din dumneavoastră folosesc produse de la firma Sana, anume acesta este un partener de al nostru, care noi încercăm să implementăm noile soiuri. Totodată, la ziua de azi, unicul produs care este solicitat pe piața europeană este produsele apicole, dar se cere pe această piață produse miere monofloră și de aceea în proiectul pe care acum este în derulare, o direcție este pentru a identifica specii cu potențial melifer și a fi un conveier de lungă durată, începând cu aceeași salce de primăvară și terminând cu
plantele de Helianthus perennis, care și acum sunt în perioada de înflorire. Aici sunt prezentate unele specii cu potențial melifer, care sunt solicitate de producători pentru a fi fondate anume plantații, fiindcă la moment mare majoritate de cei care se ocupă cu apicultura caută să valorifice mai mult cei ce este în flora spontană. Totodată, o direcție mai nouă din 2010 a fost planificarea potențialului de biomasă energetică. Cei ce au fost identificate, soarele despre care am vorbit, au și un potențial de a produce biomasă energetică, de rând cu faptul că pot produce și masă vegetală pentru animale, dar biomasa care rămâne după, o parte de biomasă care ar putea rămâne după recoltarea semințelor, ar putea fi folosită pentru producerea de bioenergie. La ziua de azi, putea spune că în Republica Moldova, circa 25% din combustibilii soliți sunt anume din biomasă. Aici este, totodată, în proiectul actual mai avem și o direcție anume de valorificare a biomasei energetice, procese tehnologice care ar fi finalizate cu producerea de biobricheți. Biobricheții sunt prezentate la 46 de taxoni. Până la ziua de azi a fost confecționați bricheți de calitate care ar putea concura cu unele specii lemnoase. În ceea ce privește implementarea, am implementat o tehnologie inovativă de fondare a plantațiilor energetice, ceea ce s-a soldat cu aceea că în cadrul grădinii botanice a fost instalat un cazan, totodată a fost procurat și utilaj pentru menținerea colecțiilor și lucrările agrotehnice care sunt efectuate în cadrul grădinii botanice. O direcție mai nouă este de a identifica specii care ar putea servi ca substrat pentru producerea etanolului celulozic, etanol celulozic care ar putea fi folosit în transport, fiindcă la ziua de azi o mare majoritate din efectul asupra climei este cauzat de petrol și alte produse care sunt pe cale să se epuizeze și de aceea biomasa ar putea fi valorificată pentru producerea produselor de generația a doilea, etanolului celulozic, care este mai convenabil comparativ cu produsele petroliere. În ceea ce privește o parte ar fi din biomasă, ar putea fi valorificată ca la producerea biometanului, totodată de rând cu metanul, agent energetic, am putea obține un fertilizant foarte solicitat de agricultori, cei care sunt inițiați în producerea produselor organice. Fiindcă la ziua de azi, după cum știm, cerțelul de animale este foarte mic, dar cele patru stații care sunt acum în Republica Moldova și spre poate că în viitorul proiectul va fi mai multe, a putea folosi biomasă pentru producerea biometan și a avea un îngrășământ organic pe o perioadă mai îndelungată. Dintre activitățile de cercetare în 2010, am putea menționa că au fost cercetați 137 taxoni, potențial furajări, melifer și biomasă energetică. Au fost ameliorate și transmise la testare 10 soruri de plante, dintre care 7 soruri sunt omologate brevetate. Publicații în țară 116, publicații și căutare 220, rapoarte la forul științific 66, un proiect, am avut și un contract de dotare cu utilaj științific în valoare de 500.000 de lei. După cum ați văzut, am propus 5 proiecte de propuneri de proiect de transfer tehnologic, 3 proiecte au fost realizate. Suma globală a acestor proiecte depășesc 3 milioane de lei. A fost susținută o teză de doctorat la specialitate botanică. Am participat la 18 saloane de invenții și inventică. Am obținut 25 medalii de aur, 5 argint, 3 de bronz, 6 diplome de excelență, participări în proiecte internaționale la un proiect în consorțiu cu Orizont depuse, Orizont 2020, 6 propuneri de proiecte bilaterale, 3 cu România, 1 cu Ucraina, 2 cu Belarusia. Am avut 3 granturi de mobilitate în România și unul în Cehia, colaborări științifice cu 4 grădini botanice, 8 universități, 12 institute, centre și stațiuni de cercetare, o relație specială avem cu 5 agenții economici. Rezultatele științifice și experimentale obținute sunt promovate în mass media, 23 de emisiuni TV și puse la dispoziție celor care sunt cu interesați în cultivarea și valorificarea plantelor numerifere
furajele și energetice. Aici sunt trofeele pe care le-am obținut și brevetele pe care le avem. Totodată, pe viitor, avem nevoie de a reproduce materialul, de a identifica unele elemente agrotehnice de cultivare și manifestare potențialul productiv, elaborarea itinerariilor de realizare a acestor și de a face, de a extinde potențialul melifer, de a evalua potențialul melifer atât a florii spontane, cât și de a extinde sortimentul de culturi pentru asigurarea bazei melifere și diversificarea produselor agricole. Totodată este necesar de implementat resurse vegetale pentru fondarea plantațiilor industriale și obținerea biomasă pentru producerea de biocombustibil de generația a doilea, biometan, etanol, biodiesel, sângaz și a diferite substrate pentru biorefinării. Valorificarea eficientă, totodată este necesar de valorificat terenurile care slab productive, salinizate și poluate, anume prin cultivarea unor specii de plante noi și tradiționale cultivate multiple. Acordarea serviciilor de consultanță în domeniul cultivării și valorificării plantelor noi și tradiționale la agenții economice și persoane interesate. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dorim la toți sănătate și bunăstare! Vă mulțumesc și eu, stimați colegi. Cu acest raport s-a finisat prima parte a conferinței noastre de astăzi. Eu vă rog să coborâm la parter, la primul nivel, pentru a avea prânzul planificat. Timpul e restrâns jumate de oră și vă invit respectuos ca la ora 1 să revenim toți în sală, deoarece avem a doua parte, lansarea operelor alese a academicianul Ciubotaru și avem și niște conectări online și îi solicit ca să fim respectuoși față de celelalte persoane care vor fi implicate. Eu, nu în ultimul rând, dar vreau să mulțumesc la suportul acordat zile de azi de către Institutul Dezvoltării Societății Informaționale în persoana domnului dr. Igor Cojocaru. Fără dumnealui, nu știu, ne-ar fi fost foarte greu să derulăm acest eveniment. Domnul director, vă mulțumesc foarte mult și mereu sunteți așteptat, înțelegeți, cu mare bucurie la noi în instituții pentru promovarea tehnologiilor digitale inovaționale. Deci, eu vă mulțumesc foarte mult și vă aștept la ora 1 în sala festivă, deci a Grădinii Botanice, pentru a doua parte a evenimentului de astăzi. Vă rog foarte mult! În operele alese sunt expuse cercetările experimentale multianuale. Monografia dată este prima de acest gen, cum s-a spus, este o recapitulare analitică a celor mai importante realizări în domeniul botanicii structurale. Aceste volume întruchipează generalizarea rezultatelor științifice de-a lungul anilor în domeniul botanicii structurale, microscopii fotonice și electronice. E vorba de cercetări asupra meristemului, dar eu n-am vorbit aici, lenta să meargă activitatea lui din tinerețe și studențime. E vorba de cercetări asupra meristemului apical și embrionar, organele generative, biologiei înfloririi și polinizării, fecundarea și formarea, dezvoltarea structurilor embrionare și a embrionului, cariologie, cariosistematică, citogenetică, anatomia speciilor de cultură și celor din flora spontană. Totodată, cronologic, se aduce cele mai evidente și principale lucrări științifico-inovaționale, practice și organizatorice în calitate de conducător și a proiectelor, fiind director a două grădini botanice. În perioada... E foarte succint, mai opri asupra fiecare volum din aceste patru volume. Domnul academician a gândit și a schițat 11 volume, care, cum a spus domnul director, sunt în stare recipientă, în ciornă. Primul volum, embriologie comparată și experimentală a porumbului și a altor culturi. În primul compartiment al acestui volum este prezentată informația completă despre biologia dezvoltării organelor vegetative și generative meristemelor apicale,
formarea inflorescențelor feminine și masculine, biologia înfloririi, polinizarea, fecundarea, calitatea polenului în condițiile ecologice locale, microsporogeneza și gametofitul masculin, macrosporogeneza și gametofitul feminin, fecundarea dublă, embriogeneza și endosporogeneza a fost studiate cu ajutorul metodelor microscopice, foto și microscopie electronică. Toate procesele au fost urmărite în condițiile normale de dezvoltare la diferite subspecii și varietăți ale porumbului. În compartimentul 2, acestui volum sunt prezentate și analizate procesele polinizării, fecundării, progamia și gametogamia, embriogeneza timpurie în condițiile determinate a experimentului. Aici au fost, în acest compartiment sunt descrise 130 de variante la 8 experimente. În acest, în primul și a doilea compartiment, acestui volum au fost incluse materiale tezei de doctor, sau cum a fost înainte candidat în știință, revăzute și revizuite, cu tema influența unor factori a mediului ambient asupra proceselor de polinizare, fecundare și embriogeneze timpurie, la zia mais. Teza a fost susținută în Institutul de Botanică în Ucraina în 1961. Și ultimul, a treilea compartiment, este consacrat articolelor timpurii, în primele articoli, care au fost publicate în 1956-66. A doilea volum, embriologia ultrastructurală la porumb. Aceste cercetări sunt expuse și prezentate la nivelul ultrastructural, efectuate cu ajutorul microscopului electronic, studii de, la vremea aceea erau de pionierat, debutul sau începutul a noi direcții în cercetarea reproducerii sexuale în fosta URSS. Cercetările ultrastructurale au fost orientate spre embriologie și filogenie comparată. În calitate de obiect de studiu au fost luat porumbul zahărat, cultivat în seriile, aceste cercetări au fost în Lund, în Suedia, petrecute în anii 1967-68. Și unele soiuri de porumb cultivate în condițiile Republicii Moldova. În acest volum de opere alese au fost incluse materiale revizuite a tezei de doctor habilitat cu tema cercetările citoembriologice și microscopie electronică la zia mais, susținută în 1971 în Kiev la Academia de Științe. Prima dată a fost prezentată embriologia porumbului, a fost detaliat prezentată disemii prezentate, originale, microfotografii și electronofotografii. În capitolul, în primul și 11 capitole din volumul 2 sunt descrise ultrastructura meristemelor apicale, punctelor de creștere embrionului și conului apical al meristemului, organelor vegetative și generative, elementelor gametofitului feminin, sacului embrionar, gametofitului masculin, grăunciorului de polen și tubului polinic, stratul tapetal și dezvoltarea tubului polinic, fecundarea dublă și embriogeneza timpurie. În acest capitol, în ultimul capitol, a fost din toate aceste cercetări au fost concluzionate sau elucidate 5 concepte despre grăunciorul de polen și tubul polenic, este un sistem biologic unic, mișcarea gameților masculi în procesul gametogamiei, ipoteza homeostatică a fecundării duble, embrionie organelor celulare și aromorfoză embrionară. La finele acestui compartiment sunt prezentate materialele din stenogramă, susținerea tezei de doctor habilitat, recenziile a referențelor oficiale
și recenziile la autoreferatul în această teză. Și a treilea volum este Atlas, unde sunt organogeneza, organelogeneza, ontogenie organelor celulare a porumbului. Aici sunt, în atlasul acesta, sunt prezentate circa 400 electronografii, planșe și desene. În acestea cercetări, în majoritate, au fost executate la microscope electronice care au lucrat dumnealui în Suedia, în Lund, la Institutul de molecular, biologie moleculară. Așa, microscoape la vremea aceea foarte performante, Hitachi 7S, GM6, GM7 și deja la microscopul electronic al nostru, Tesla. Detalii se analizează și sunt prezentate ontogenia organelelor la celule, la sacul embrionar, în 7 capitole, la toate organelele. Materialele prezentate în acest volum pot fi prinde o aplicare foarte mare, este o informație foarte vastă și despre proveniența organelelor celulei vegetale prezintă un interes mare, interes didactic, sporit pentru licee, universități cu profil cu biologic. Și ultimul volum, care este intitulat Embriologia agrologică plantelor cultivate. Acest volum este, drept spus, o lucrare colectivă, fiindcă el e naștere din două volume care au fost publicate anterior, și erau intitulate Embriologia vazdelomych rastenii. E cunoscut, aici foarte mult domnul academician în preambulă, o spus despre agrocenoze și despre o nouă direcție botanică agrară, agricole, botanică agricolă. E cunoscut, Pilar, că plantele de cultură s-au păstrat în timp datorită iscusinței experimentale a agricultorilor țărani de-a lungul mileniilor. Și totuși obținerea unei roade stabile în agrocenoze contemporane necesită cunoștințe morfologice, genetice și, în ultimul rând, embriologice. Producția de calitate bună depinde de factori nefavorabili în zilele de azi, urbanizare, plantele modificate genetic, schimbarea climei, etc., care tot mai frecvent schimbă mersul firesc al dezvoltării biodiversității pe Pământ. Toate aceste probleme și sunt o direcție nouă, botanică agricolă, în care este parte componente embriologia agroecologică. Acest volum cuprinde metode de cercetare, particularitățile embriogenetice, evoluția adaptivă a sistemului structural reproductiv, originea arealului și reproducerea speciilor în agrocenoze, problemele formării organelor de reproducere, dezvoltarea anterii, grăunciorului de polen, sacului embrionar, biologia înfloririi, polinizarea, fecundarea, formarea seminței, productivitatea semințiere, embriogeneza și endospermogeneza. Toate aceste procese sunt prezentate la circa 90 de culturi din principalele familii, Poaceae, Fabaceae, Solanaceae, Rozaceae și altele. Pentru fiecare cultură se dă originea, suprafața, țările unde se cultivă, sistematică, taxonomie, soiuri, hibriți și importanța economică. Se aduce descrierea proceselor enumerate mai sus pentru fiecare cultură, în particular și particularitățile specifice genetice complice la reproducerea seminței, în dependență de condițiile pedoclimatice a culturii.
Numai că este acest tratat, aceste opere alese, e foarte greu de spus sau de generalizat, fiindcă e o lucrare foarte vastă, cu informații ample. Și cum vreau să mă adresez, că ar trebui noi, toți care am mai lucrat cu dumnealui, care mai cunoaștem vremurile cele care au fost, numai că tot e foarte interesant să lăsăm urmașilor, să fie numai decât descrisă istoria, cum s-a construit grădina botanică, cum e, și în conversațiile astea, care noi unul cu altul mai vorbim, să cunosc mai multe detalii, mai multe lucruri foarte interesante, care ar trebui numai decât descrise și puse pe hârtie, cum este acestea patru, că eu citim, mi-aduc aminte mai multe, așa se uite, dar când citești, îți aduci aminte cum a fost și... Pentru mine a fost foarte interesant. Dacă sunt întrebări, poate... Aici am pus... Poate comentați un pic, derulăm din nou filmulețul respectiv. Dumneavoastră, eu știu că l-ați pregătit împreună cu colaboratorii din cadrul, cadrul laboratorului, doamna Nina. El de sub tare, o mică descriere, dar colegii, știți cum au fost captați... cu atenție asupra raportului pe care l-ați făcut dumneavoastră, dar poate să-l derulăm de nou și după aia mergem în continuare conform agendei. Deci, filmulețul respectiv, noi planificam de, lansarea operilor alese nu în patru volume, dar în primele două, dacă nu mă greșesc. Da, noi încă tot anul trecut am planificat lansarea operilor alese la scurt timp după decesul academicianul Ciubotaru, vroiam să dăm dovadă că noi, dacă noi n-am uitat, că ne avem ca obiectiv lansarea acestor volume și așa mai departe, dar mereu interveneau diverse. Anul trecut, când eram practic pe punctul de deja de lansare, a intervenit apelurile lansate de către ANCD cu scrierea proiectelor și iarăși ne-a stopat și tot așa mereu intervenea cu ceva. Anul ăsta am zis că facem tot posibilul ca să lansăm deja patru volume care le avem, așa că vă rog, doamne. Da, nu, aici asta la fotografie, domnului are o carte bibliografică și de pe copertă am luat fotografia aceasta. Acestea sunt operele alese. Este familia lui, mamă, Ana și tată Andrei. El, după ce a absolvit universitatea, Institutul Agrar, deci e unchiul și verișoara. Numai ce e familia, nunta, copiii. Păcat că Nina nu a fost, Nina e biolog și eu a terminat, nu știu de ce s-a stopat. Asta e, dacă tot cunoașteți, că tot timpul spun că asta, școala agricolă din Curuzeni, asta e Sorbona. De acolo a ieșit, nu știu cât, 5 sau academicieni. Domnul Tumă, să spuneți despre Universitatea din Tiraspol, tot e Sorbona. Dar noi tare mult a fost din Tiraspol și din... Aici, pe timpul armatei, asta de acum e student la agrară și noi sunt cei mai buni studenți care au fost. Uite, asta e panoul ceala de doiaca, pictat de Alexandrei. În spatele a doua fost, da. La expoziție a fost la Cedr Luca și el a pictat expoziția aceasta. Oare asta nu mă spui? Deja aici unde când pleacă la în Suedia, în luntă, petrece toată laboratorul, a fost laborator pe aici, mai este Moșpovici, Nadejda Mutean, domnul Grati este aici, copiii, soția, doamna Arhipenko este, domnul Celac,
Acei care au fost, care au scris Vazela Mehcultura. A embriologia Vazela Mehcultura. Aici Alexandru aici cu la susținerea în la susținerea în 71 în Kiev, când a sunat doctor Cajeritan. Și aici domnul Matienco, care doi academicieni, doi coloși, au lucrat împreună aici, au fost laboratorul de anatomie. La laboratorul ăsta de embriologie și de tehnologie e o istorie mare. Au fost de întâi aparte laboratorul de embriologie, citogenetică, citoembriologie și anatomie aparte. Pe urmă s-au unit. Domnul Matienco a plecat în Institutul de Fiziologie. Pe urmă s-au unit cu embriologie, cu biotehnologie. Și din nou, din 96, de acum eu sunt acolo și... Aici, în Franța, în Reims, a fost la o conferință, cel la Institutul Agrar, ei s-au întâlnit ca un fel de... la 20 de ani de absolvire, la simpozionul internațional în Delhi. Aici, cine mai ține minte, ăsta e Corp Suceana, unde a fost biblioteca și administrat acolo la Cebătărovca. Era, acum de-am nu mai este asta. Căsuța asta de-am nu mai este. Era frumos acolo, așa, un parchet frumos, în genere, o căsuță frumoasă era. Aici, deja în 78, când s-a deschis și ăsta, corpusul ăsta, când a fost în 78, a fost terminat, atunci au fost și Congresul Botaniștilor, nu știu, ei pleacă la rezervație Codrii. Uite, domnul Grate mai bine știe decât mine, ține minte mai bine toate acestea. Domnul Jurcenco, ai stai și 30 de ani a grădinii botanice când a fost. Asta în Kirghizia, povestea Alexandreici că le-a dat acolo să mănânce niște capuri de berbec. Deci era săi mai mare la dânsă asta delicatesă. Domnul Furdui și domnul academician Cibotaru plantează plante acolo încolo la corpusul biologic de pe Academie. Asta domnul Mașanov, acolo eu făcut în Cipru, au făcut o colecție, nu colecție, dar o plantație de pilin lămâios. Și domnul Mașanov, el s-a ocupat în Ialta cu pilinul lămâios, de la dânsul eu am dat soiul și la Bahanca, care la noi, aici încă mai iese niște fire. Și în perioada ce eu a fost în Ialta. Aici, de acum, dumneavoastră, cred că cunoașteți, domnul Manic, și domnul Titiuc tot aici parcat mare, în România. Da, domnul Manic? Așa este. Aici, în rezervația Codrii, la simpozion care a fost în 2003, îmi pare că asta a fost primul simpozion. Da, aici o să fac corecție, care să nu este simpozion, acesta sunt directorul grădinilor botanice și atunci când noi am intrat în AGBR, deci, în rezervație a fost deci, da, luată decizia de a fi membru al GBR-ului. Deci asta este istoria. Aici sunt foarte directorul din Cluj-Napoca, Florin Manca Sârbu, Oprea, da, toți directori grădinii botanice, grădinilor botanice din România. Aici, de acum mai încoace, cred să țineți minte, asta la Vatra, noi am făcut o ziua științei acolo și multe fotografii sunt. Asta, domnul academician cu operele alese acolo, într-un rând, în primul rând, se toate 11 volume. Aici tot lucru acasă. Aici este publicații în ziare, reviste despre grădina botanică, despre academician. Astea sunt schițele din agendele domnului academician. Domnul academician, eu multe ori spuneam că dacă nu era să fie om de știință, numai decât era să fie un pictor.
el foarte bine visena, el la toți repede se uita, în microscop vedea la mine, vine și vedea că niște o plastină de cromozom tare frumos și nu, repede așa îmi schița cromozomii ăștia foarte frumos desenați și îi facem. Aici se încep cu decorații, diplome, Ordenul Republicii, aici sunt brevete, invenților. Și aici se începe cu lumele de opere alese, cu, cum mi-a părut mie, cele mai interesante ilustrate. Așa este în zile din noastre, monastic ăsta, complexul monastic Curchi. Noi am fost după un simpoziu bun acolo. Doamna Nina, eu vă mulțumesc foarte mult pentru, vedeți dumneavoastră, vă faceați griji, dar pentru ați trecut cu bine, reflecții, niciodată nu trebuie să vă faceți griji. Ați relatat extraordinar de bine despre cele mai importante elemente redate în primele volume a operelor alese și ne-ați făcut și o incursiune istorică din viața și activitatea Cărnicianului Ciuvătaru. Vă mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, acum, conform programului, noi avem reflecții privind activitatea academicianului Ciuvătaru. Îl rog pe domnul doctor habilitat, domnul Gratii, să ne spună, ca decan de vârstă dintre toți doctorii habilitați care sunt astăzi prezenți, să ne povestiți despre activitatea și memoriile dumneavoastră pe care le aveți din activitatea cu Academicianul Ciuvătaru. Vă rog, vă rog. Mulțumesc, stimate director, președinte, stimate asistență. Eu vă mulțumesc pentru invitația la această conferință, la această conferință. Pentru mine, grădina botanică este foarte scumpă, fiindcă eu aici am început cercetările, am fost al doilea doctorant al Academicianului Ciuvătaru. Aici am activat vreo 3 ani de zile și tot aici pe acest teritoriu am locuit. De atâta, în ultimii s-au făcut toate aceste schimbări, iată, schimbări spre bine, schimbări foarte bune, foarte frumoase. În activitatea mea științifică, eu am avut de-a face cu doi oameni mari de știință, cu doi academicieni, ambii directori ai institutelor, iată, și pe ambii cheamă Sasha. Unul, Sasha Alexandru Ciuvătaru al doilea, Alexandru Zucenco. Iată, și comparând unul cu unul pe altul, iată, vreau să vă spun că aveau diferite stiluri, iată, de lucru și de genere de activitate. Dacă domnul Zucenco, eu așa organizat cercetarea științifică, că mai mult prin dispoziții avea locțitorul laborator, laborator avea oameni săi de încredere, tare mare atenție de părții teoretice, iată și metodologii experimentului. Apoi Alexandru Andreevici, el era un cercetător adevărat, cercetător scrupulos, care el pătrunde în toate amănuntele. Și nu la toți le încredința, chiar sunt și cele mai esențiale momente. El singur, iată, stătea la microscop și cerceta, avea bune calități de a desena, el desena cromozomul, desena sarcina embrionară, da? În tocmai ceea ce vedea în microscop. La noi în laborator lucra un om pedant, un om foarte cumpăscat, un om răposat, un om cu zduganul. Iată, nu știu, doamna Nina, o știu, nu?
El dacă făcea un lucru, îl făcea așa de cinstit, așa de curat, așa de bine. Și mai avea o dată eu încredințat să facă niște fotografii electronice. Da, aici ca să faci fotografiile astea trebuie să te pricepi, să știi ce anume vrei, iată, să evidențiezi în acea fotografie. Nu i-a plăcut, deși eu era un specialist extraordinar, nu i-a plăcut. Și tot ce face el, lui plăce și asta merge înainte. Vorbim de alte calități a lui, el era un om foarte harnic, foarte muncitor, avea o energie potențială extraordinară și noi tineri și ne gândim de unde stie această energie la omul ăsta, fiindcă de dimineață tare pleca la grădina botanică, toată ziua era ca director, dar el era un om așa, știți, așa popular spune harțăgos, el intra în diferite conflicte, dar toată ziua el lucra ca director și seara venea în laborator și așa fără la microscop și cerceta, iată, până la 12, până la 1 de noapte. Fiindcă laboratorul nostru era pe mare lângă casă unde el dumneavoastră iată, lângă Căminul Speranțelor, iată, și problema transportului nu era. Iată, și ne eram, a doua zi iară începe din nou și tot așa în fiecare zi. Era un om așa vesel, un om ager, un om care colegial, prietenos, putea să coboare în discuții, iată, până la să vorbească cu oricare persoană, cu oamenii de rău. Deci, iată, ca personalitate, am avut foarte bune impresii despre dânsa. Drept, el avea mari cerințe față de lucru. Trebuie să faci lucru cinstit, trebuie să-l faci nu la timp, iată, și să-l faci bine. Dacă se nerva, iată, și te ocără, trebuie să pleci capul în jos și te asculți până la sfârșit. El nu iubea foarte, nu iubea sau contrazici. La Jucencu era altfel. Și băieții, eu aflat slăbiciunea. Pentru că el dacă te mustra, pentru că ridica glasul. Și în timpul ăsta trebuie și tu să ridici glasul. Iată, să-i dai o reproșă, să ridici glasul. Și atunci el nu suporta lucrul ăsta și vorbea de acum mai omenește, mai domnul. Dar dacă nu, atunci vreau că te făce una cu pământul. Mi s-a întipărit și eu zic că unul din momentele cruciale în activitatea academicianului Cibotaru a fost stagiunea lui în Sighetie, în Lund. În Lund, pe jumătate de an. El în jumătate de an a făcut atâta, iată că într-o an a devenit o alcătuit monografie embriologie cucuruză, iată, într-un an o susținut, așa în sfârșitul a doilea an, o susținut teza de doctor habilitat, la 38 de ani, și când el a susținut teza, eu se gândește că nu, și că 38 de ani cam târziu, trebuie mai degrabă încă să fac. Când a venit din Lund, când s-a întors din Lund, pe mai n-am cunoștem, el slăbise vreo 20 de kilograme.
Eu și așa de statură era nu mare, nu mare, dar așa că mai slăbise. Și Alexandra și păi, dar eu am lucrat acolo. E bine. În schimb, el era foarte mândru, mândru de ceea ce a făcut și era foarte bucuros de rezultatele acestei stagiuni. El mi-a arătat o geantă de asta, că într-adevăr că de academician, o geantă mare, era plină cu preparate, ștovaje. Și eu spun că, băi băieți, dacă vezi geanta asta, dacă din aia asta, eu am de analizat toată viața, și într-adevăr, așa și-a fost. Iată, că el a devenit și doctor, el a scris și monografia aceasta și iată, o parte din el a tras aceste fotografii electronice, iată, sunt în aceste opere. Iată, el a numerit în așa o perioadă, iată, că în Sighete erau foarte bune microscoape electronice, performante. Iată, erau foarte buni specialiști. Și el a însușit aceste metode. Și lui asta eu a fost tamam la îndemână. Alt moment aș vrea să spun, menționez că în anii 80, 70, 80, dar par chiar și în 90, în fostă Uniune Sovietică, de atunci în Moldova, erau la o înălțime foarte mare cercetările citoembriologice, iată și mai ales a plantelor de cultură. Și aceste cercetări erau nu de dragul cercetărilor, dar erau legate cu ecologie, erau legate cu recolta, cu fertilitatea plantelor, cu calitatea, cu rezistența la factori nocivi ai mediului. În Uniunea Sovietică erau foarte multe școli embriologice, citoembriologice, iată și după modelul Uniunii Sovietice, iată și în Moldova, după când s-a înființat Academia de Știință, apoi în multe institute cercetări științifi, și atunci la Bălți și la Tiraspol, iată și nou în sectorul genetic, care pe urmă a devenit institut genetică, în grădina botanică, erau laboratoare de citoembriologie. Iată, în Moldova, se organizau diferite simpozioane, nu de ordine republican, dar chiar și de ordine unional. Alexandru Andreevici, academicianul și botanic, fiind ca director al grădinii botanice și un om foarte colegial, apoi el era în legătură cu cei mai mari specialiști în acest domeniu și avea de la cine lua ceva, cu cine se consulta. El știe și pe Iacovlev, pe Romanov, vestiți embriologi, Gerasimo Navașina, Candelate, Costricova, școlile din Kiev, Moscova, Sankt-Peterburg, care aveau mare autoritate încât la Sergei Navașin, care descoperise fecundarea dublă și de la vestiți botanici sistematicieni care activau în Rusia. Și asta i-a ajutat lui foarte mult. Eu mă uitam că la forumurile acestea unionale, el era după vârstă cu mult mai mic decât de dumnealor. Apoi tot timpul Sașa, nu de ce vă, Alexandru Andreevici și domn director și așa mai departe, dar eram în relații, după că aș fost mama cu fișurul sau tata cu fișurul.
Iată și asta, asta lui a ajutat foarte mult, foarte mult, fiindcă, iată, dacă vorbim de însemnătatea acestor patru volume a operelor alese, apoi uitați-vă că primele trei volume sunt mai mult consacrate porumbului. Porumbul, noi știm că este o plantă și strategică, este o plantă, după vedere științifică clasică, fiindcă e o plantă genetică clasică, iată, și toate aceste principii, științifice care dumneavoastră eu mi-am înaintat, apele practic sunt bazate pe studierea vederea porumbului. Iată, în volumul 4, acolo sunt diferite culturi, și el menționează, în prefața volumului 4 că, în expunerea sau în expunerea materialului, eu m-am folosit de materialele, de rezultatele cercetărilor a diferitor laboratoare din Moldova, din Uniunea Sovietică, precum și de unele informații, și chiar arată concret că Vera Alexeevna Podubna-Arnoldi, unul din conducătorii mei de teză de candidat la știință, apoi eu cadonat biblioteca personală, și multe lucrări de peste granițe, așa că în acest volum el a atins, în volumul 4 a atins embriologia tuturor culturilor din Moldova, și într-adevăr, ca după cum a menționat și academicianul Maria Duca, iată, aceste cărți vor fi niște cărți de căpătâi, niște cărți de repier, care nu și-or pierde însemnătate niciodată. S-a făcut un lucru mare, și eu, în legătură cu aceasta, vreau să felicit tot colectivul Grădinii Botanice cu aniversarea 70 de ani de la fondarea Grădinii Botanice. Iată, vă urez cu mare succes, perspective, în continuare. Nu, și da, Alexandru Andreeș, academicianului Cibotar Alexandru Andreeș, o nemurire, o veșnică lui pomenire, dar tot timpul s-a avem în gând, și în gând, și în fapte, în toate. Profesor, eu vă mulțumesc pentru o reflecție atât de amănunțită. Eu aveam frică, teama că n-am să avem cum să suplinim timpul în a doua parte, dar eu am impresia că dumneavoastră încă n-ați spus tot, așa că noi probabil trebuie să mai organizăm astfel de întruniri, că istoria este foarte importantă, de unde ne-am pornit, unde suntem, unde mergem, e un element substanțial în dezvoltarea unei instituții. Stimați colegi, eu un moment doar. Eu am uitat, eu am făcut referire în prima parte a conferinței despre faptul că ieri m-a telefonat doamna doctor Manea Cernei. Dumnezeu are și i-a transmis prin intermediul doamnei doctor Tatiana Sârbu un articol sau, nu știu, doamna Tatiana, ajutați-mă, cum să... Un mesaj. Vă rog frumos. Da, am înțeles că dumneavoastră ați selectat, ați selectat unele momente din acest omagiu. Vă rog să-i dați citire, da. Da. Se pregătește domn profesor Postolache, după care domnul Ștefan dumneavoastră. Nu, deja știți cum nu mai face. Oricum, da. E cu referire și la context. Deci, aprindeți lumina dacă nu vă vedeți bine în spate. Nu, Mă rog, aprindeți lumina. Da, dacă trebuie. Deci am un mesaj pentru Grădina Botanică și pentru toți colaboratorii.
de la destinsul savant, poet, publicist, Eugenia Maria Cernei, sau pur și simplu un om cu literă mare, care a fost membru laboratorului nostru și care nu este indiferent față de soarta grădinii, față de noi toți și dumneai cum poate ea și cum știe ea mai bine, a făcut așa un eseu. Zis că sunt care, niște reflecții de suflet. Niște reflecții, da. Nu să dau citire integral, deci materialul va fi publicat în Literatura și Arta. Vedem dacă încape și un număr a revistei botanice. Revistei botanice. Oricum, deci încep cu un notou. Materialul sună așa, grădinile botanice, edenuri terestre. Motou, cel care vrea să-L contemple pe Dumnezeu, să contemple o grădină. Botanică. Mai tare? Mai tare, da. Da, poftim. Poftim. Prin pâcla, prin pâcla veșniciilor milenari, a civilizațiilor care s-au pierdut în antichitate și până astăzi, epoca lumii contemporane, ca niște insule sublime, pline de lumină și mister, se întrevăd grădinile. Grădina este simbolul raiului pământesc. Bunul Dumnezeu l-a creat pe om pentru a avea un coautor în realizarea măreților, faimoaselor, miraculoaselor sare programe cosmice. Însuși cuvântul om, în concepția Eleniei Rioric, înseamnă afirmație în creativitate. Știm cu toții că prima grădină a fost zămislită de Dumnezeu. Această grădină, pe nume Rai, Eden, Paradis, precum afirmă redutabilul umanist și filozof Francis Bacon, trebuia să devină cea mai pură dintre plăcerile omenești. Ea era menită pentru împrospătarea în permanența sufletului omenesc. Paradisul este în chip universal sălașul nemuririi. Este centrul imuabil, inima lumii, punctul de comunicare între cer și pământ. Tatăl Ceresc l-a lăsat pe om la liberă alegere, nu l-a robotizat. Și știm ce a urmat, izgonirea din rai. Așadar, nostalgia pierderii acestui Eden, de atunci și până acum, îl însoțește pe om. Din aceste nostalgii au pornit grădinile. Ele sunt ca un lian care leagă toate civilizațiile, toate religiile, toate țările. Nu putem să nu amintim de grădinile suspendate ale Semiramidei din Babilon, de grădinile faraonului egiptean Ramzes al II-lea, pe vremea domniei căruia s-au fondat 64 de grădini și parcuri. Grădinile din Persia, cu o semnificație cosmică, dar și metafizică și mistică, celebrele grădini japoneze. Să nu uităm de minunata și mitica grădină a Hesperidelor, unde s-a desfășurat sărbătoarea anunței lui Zeus și Hera. Dar pentru greci grădina era mai ales un lux, al cărui farmic îl descoperiseră în Asia în timpul cuceririlor lui Alexandru Macedon. În civilizațiile amerindiene, grădina era de asemenea concepută ca un rezumat al Universului. Am făcut această retrospectivă. Deci, să înțelegeți corect, eu fac un rezumat, nu citesc tot, fiindcă materialul este foarte mare. Am făcut această retrospectivă pentru a reîmprospăta amintirea despre însemnătatea și ponderea grădinilor în civilizația umană, atât a celor din antichitate, cât și celor din secolele 16-18. La fel de importante rămân grădinile și în zilele noastre, cu funcția lor polivalentă pentru natură, cât și pentru om, societate. Și mai stringent, se simte necesitatea unor grădini, a unei grădini botanice, îndeosebi astăzi, când această lume se complace în bezna propriei nimicnicii, când luxul material s-a întronat comod în viață, expulzând din interior comoara spirituală, credința, când violența ia proporții inimaginabile, omul se simte singularizat, rătăcit, deprimat. Da, peste milenii omul a ales o altă cale și astăzi am ajuns pe o margine de prăpastie. Ne mai rămâne căderea liberă. Planeta nu mai poate suporta. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și a Resurselor Naturale a publicat o listă roșie din care rezultă că în lume sunt pe cale de dispariție aproximativ 24.216 specii de plante și animale. Să nu uităm că în fiecare zi dispar aproximativ 100 de specii de plante.
iar Cartea Roșie a Republicii Moldova are deja 3 ediții. Un ritm catastrofal. Îmi vine să strig, o lume, spre ce văie ale plângerii și umilinții te îndreți. Astfel, prin aprobarea pentru Edenul Divin, dar și prin nostalgia edenică, oamenii cu suflet mare au pus bazele primii grădini botanice, puțin cu acolo, cea adiacentă Universității Ion Creangă, acum Parcul Dendral, iar mai apoi, inimosul academician Alexandru Cibotaru a creat împreună cu un colectiv pasionat de natură o operă monumentală pe un teren nou, Grădina Botanică, Institut Academiei de Științe a Moldovei. Astăzi se spune Grădina Botanică Națională, Institut Alexandru Cibotaru, de pe lângă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Republicii Moldova. Aici, în acest Eden al verdelui, în acest infinit de verde, te simți ca acasă, te simți protejat, te simți fericit. Iar frunza verde pusă de români în fruntea tuturor cânticelor, parcă ar fi o rugăciune. Andrei Vartic, citat. Frunza, cum afirmă savanții, participă la simbolismul general al regnului vegetal. În Orientul îndepărtat, frunza este unul din simbolurile fericirii și ale prosperității. Floarea este ora astrală a universului. În floare și timpul se preface în lumină. Iar când lumina trece prin forma subtilă a florilor de stânjenel pe care le ador, lumina își impune toată gama de culori. Iar în Grădina Botanică Națională, a cărei genofond e de circa 7.000 de taxoni, despre fiecare în parte se pot scrie poeme astrale. Aici se lășluiește, în deplină armonie, plante din diverse regiuni fitogeografice ale globului, mobilizate printr-o muncă asiduă, dar cu dăruire de sine, prin metodele de introducere și aclimatizare, dar și de menținere în cultura acestui imens genofond. Un aport substanțial au avut și în această activitate cercetătorii și specialiștii a câtorva generații, care pe parcursul a 70 de ani au creat colecții unicat și expoziții irepetabile. O muncă enormă, până la epuizare, au depus toți, începând cu transferul colecțiilor din terenul vechi, transplantând totul pe noul teren din botanica, prin construirea căsuțelor finlandeze, laboratoarele inițiale, prin construcția terenului protejat, complexul de serie, parțial prin construcția blocului administrativ, prin amenajarea iazurilor, prin instalarea gardului și multe, multe alte lucrări de rutină. Dar paralel cu aceasta, cercetarea asiduă și profundă a unui imens număr de taxoni. Am fost fericită să activez în acest templu al naturii, să particip la toate etapele lui din înălțare, am fost binecuvântată de Dumnezeu să cunosc personalități care mi-au schimbat destinul, precum profesorul universitar Abraham Weinstein, academicianul Alexandru Cibotaru, academicianul Boris Matienko, academicianul Andrei Negru, doctor Gheorghe Simonu, doctor habilitat Ion Comanici, doctor habilitat Zoe Anușevici și alții. Cu multă căldură i-am primit în sufletul meu pe colegii mai tineri, Alexei Pălâncean, Alexandru Teleuță, Valentina Șestac Țâmbal, Angela Radu, Valentina Cantemir, Valentina Lozinski, Svetlana și Andrei Manoli, Natalia Vahnovski, Vasile Bucățel, Iuri Dnestreanski, Tatiana Sârbu, Nina Ciocărlan și mulți alții. Nu pot să nu-mi amintesc de colegii de la Sorbona Tiraspoleană, dr. Tamara Azema, dr. Habilitata Ana Ștefârță, dr. Eudochia Zacorneanu, dr. Ion Junghietu, dr. Habilitat Mihai Bodrug, dr. Ștefan Lazu, dr. Habilitat Gheorghe Postolache, dr. Habilitat Vasile Florea, dr. Habilitat Ștefan Manic, dr. Constantin Andon și alții. E imposibil să îi enumăr pe toți care mi-au fost și îmi sunt dragi, deoarece e cu o întreagă viață de om. Glorie și cinste vouă tuturor celor care ați contribuit, poate cu prețul sănătății, la fondarea acestei grădini, care astăzi, la cei 70 de ani, pe terenul nou, o jumătate de secol, este frumoasă, enigmatică și servește drept carte deschisă pentru toți cei care splinde curiozitatea cunoașterii. Iar actualului director, dr. Ion Roșca, îi dorim forță vitală și înțelepciune să conducă această navă verde, care este Grădina Botanică Națională, pe un traseu
cu ape limpezi, calme și adânci, protejând-o de recifele coraliere ale sistemului economic din Republica Moldova. Protejați-vă cercetătorii, prin ei va prospera și țara, și specialiștii. Creați-le un mediu revigorant, plin de armonie, prin valorificarea harului și talentului cu care i-a înzestrat Providența. Ave, Grădina Botanică, vă iubesc și vă îmbrățișez pe toți, cu mult drag, a voastră Eugenia Mane Cernei. 20 octombrie 2020. Mulțumesc pentru acest. Eu vă mulțumesc pe dumneavoastră și o mulțumesc pe doamna Mane Cernei. Dar ei știți cu, din tot sufletul și cu pornire numai da. Cu mare drag pentru toată lumea. Vă mulțumesc și mulțumesc foarte mult și urez mult sănătate în continuare. Stimați colegi, programul continuă. Domn profesor Postolache, vă rog frumos să aduceți dumneavoastră câteva reflexii asupra activității Academicianului Ciupotaru și interferenței dumneavoastră cu dumnealui nemijlocit. Eu mă retrag pe scurt, deoarece o televiziune vrea să facă niște filmări și să-i acordă un reportaj. Doamna Miron, vă rog foarte mult să moderați în continuare evenimentul. După domnul profesor, eu nu știu adică cât timp o să-mi ia televiziunea respectivă, că am înțeles că vor și în teren ceva să filmeze. După domnul profesor Postolache, domnul doctor habilitat Ștefan Manic, vă rog foarte mult și la sfârșit e cu tradițional cu hotărârea conferinței științifice de astăzi. Eu oricum revin, dar mă retrag pentru, cu permisiunea dumneavoastră, mă retrag pentru. Eu spun câteva cuvinte la adresa dumneavoastră de bine. Înțelegeți așa? Mulțumesc! O să mă mai iată și ea vreau să vorbim aici, să vorbim mult, dar vreau să spun că aceste patru volume sunt volume bine pregătite, editate la un nivel foarte înalt, coperte foarte reușite, foarte bine părit, așa, am răspuit puțin, eu sunt mai departe de problemele acestea, dar cât privește partea editorială, o leacă, am o leacă de experiență, așa că eu aș spune că colectivul care a lucrat la lucrările acestea, să le spunem așa o mulțumire din partea și mulțumire mai ales la administrație, la director. Aici am lucrat să se vede că și domnul doctor Feriuș și dumneavoastră, așa că eu cred că dacă volumele pe viitor ar fi elaborate tot în așa stil, asta ne face o mândrie pentru Grădina Botanică. Așa că, încă o dată, vă mulțumim pentru lucrul de pus, pentru editarea acestei lucrări. Da, mulțumesc și eu. Asta un moment. A doua moment, eu aș vrea să spun la ceea că, la ideea care a expus aici domnul profesor Grati. Domnul academician a lucrat în Suedia sub conducerea așa a profesorului Münzing. Așa a fost la stagiune jumătate de an și în această jumătate de an a făcut foarte multe lucruri mari. Această stagiune ce înseamnă să lucrez alături de specialiști mari. Eu vreau să spun că eu tot am avut niște stagiuni cam de termen mai scurt. Așa, în cadrul eu am lucrat cu în cadrul programului european EU4GEN. Am avut ocazie să mă întâlnesc cu savanți așa din multe țări de Europa de Apus și lucrurile acestea, știți, ai acces la metode de cercetare, așa, lucruri multe de învățat. Așa că eu supăt că lucrurile acestea trebuie să fie pentru noi învățătură tineretă. Noi trebuie să o trimitem cât mai mult la stagiuni și în centri foarte puternici și în domenii care noi vrem să activăm. Încă un moment, eu lucrez în Grădina Botanică din anul 1966.
Am fost alături de domnul Cărăician și la momente grele, mai nu la momente mai ușoare, dar cel mai mult am avut de lucru în ce privește construcția grădinii botanice. Am participat la primele trăsări a primilor cărări, drumuri și așa mai departe, plantări, așa, înțelegi, și totdeauna am avut susținere din partea lui domnul Cărăician, am avut susținere la crearea expoziției Vegetația Moldovei, așa, știți, am lucrat, am activat în grădina botanică încă când era pe teritoriul vechi. Înțelegeți? Și atunci, în anii aceia, era colectivul cam divizat. O parte de colectiv vroia să trecem la terenul acesta, o parte se împotriveau. Înțelegeți? A fost o dilemă foarte dificilă, dar totuși, încet cu încetul, toți i-am convins și am trecut la acest teren. Ce calități așa a avut domnul Cărăician? El a avut așa niște calități care foarte rare. Înțelegeți, eu m-am dus odată la o conferință în locul când lucram direct la Jupeștiință, la Chiev. Trebuia dumneavoastră să fac un raport acolo despre lucrările care s-au efectuat la grădina botanică de la Chișinău. Fie toți, mulți directori de grădini botanici, de parc și așa mai departe, se apropiau de mine și îi transmiteau salutări. Înțelegeți, el avea o autoritate foarte mare în directorii de grădini botanice din Ucraina, din Ucraina. Înțelegeți? Și așa un fel de simpatie. Dacă caracterul lui Alexandru Andreevici era așa imposibil. Mulți îi subliniu zâmbetul lui care îi cucerie pe mulți și mai ales și pe doamne. Iată așa, cât privește un plan științific. Știți, domnul Cărăician a adus un mare aport nu numai la dezvoltarea cercetărilor embriologice, dar el s-a uitat la diferite ramuri a botanicii, din grădina botanice. El s-a stărit ca apariția la noi laboratoare sau întâlnirea unor laboratoare cu specialiști tineri. Înțelegeți? Când a venit director, eu țin minte, prin anul 1967, era director în primii ani, era lui foarte greu. Toți șefii de diviziuni erau valojeni. Înțelegeți? Unul din primii așa specialiști, doctori în știință, era profesorul Comanici. Și când ne ducem la Consiliul Științific, eu participam la Consiliul Științific, eram secretar organizației de partid, dar apoi toți săreau în capul lui. Înțelegeți? Și el, ca să dominească ceva, înțelegeți, ca să promoveze unele lucruri, mai ales cât privește construcția grădinii botanice, foarte majoritatea din Consiliul Științific se opuneau la lucrările acestea. Așa că lui, în primii ani, mai ales până prin anul 1975, i-a fost foarte dificil. De aceea, el văzând că situația e de așa caracter, a luat foarte mulți tineri locali. Înțelegeți? I-a dus în cele mai mari centre din Moscova, San Per, Leningrad și așa mai departe și în felul acesta a schimbat componența așa, în cadrul grădinii botanice și atunci i-a fost lui mai ușor. Făceau un mare accent pe bărbați. Când vede așa, bărbați mai tineri, de ce? De toată că în timpurile acestea, la construcția grădinii botanice, au fost făcute în mare măsură de către colaboratori științifici. După Manic, ține minte, cât copaci noi am sădit, am plantat, înțelegeți, subotici și cât mai multe, înțelegeți, și în felul acesta se rezolva multe probleme. Să înțelege că în ultimii ani, de acum când a crescut așa
mulți doctor habilitat sunt, a fost și dumnealui așa mai ușor. Eu am discutat cu dumnealui chiar în ultimii ani de viața lui, privitor și la monografia aceasta. Și eu l-am sfătuit că dânsul i-am dat o solicitare, zic că, domnul Cârcean, luați și scrieți înainte de volumul 2-3, poate că istoria grădinii botanice. Istoria grădinii botanice mai bine decât dânsul nu o cunoștie nimeni. Înțelegeți? Și el a spus, mi-a arătat, chiar avea el în știință în casă, la dânsul niște stelaje, toate, chiar că aici este material de toată istoria grădinii botanice, de grabă să mă apuc și păreri de roia că materialul ăsta este, dedic, și ar fi bine ca, dacă este la domnul director, ar fi bine ca volumul ăsta, cât privește istoria grădinii botanice, înțelegeți, s-au mai păstrat încă unele cadre vechi, așa, și ar fi bine ca el să fie acum pus în lucru. Da, știți, domnul academician se poate foarte mult de vorbit, dar având în vedere că vremea ne presează, eu vă mulțumesc pentru atenție. Domnul profesor, eu am vrut să vă pun o întrebare. Adică, întrebarea asta și pentru mine. Era în 72-73, eram veteranul, activ am veteranul. Și am primit în cutie poștală un ziar, și nouă de seară, vecernic și nouă. Zaciugunul, centrat era articolul ăsta, Zaciugunul ograde. Careva autor, eu nu mi-aduc aminte, e anonim. Autorul a zis că îl fășe praf pe Alexandreevici, că chipurile au cheltuit banii statului. Iată, pe degeaba, că în loc de gardul și-a l-ați putea de făcut mai, ceva mai simplu, mai simbolic. Dar eu știu că dacă e gard, e gospodărie. Dacă nu e gard, nu e gospodărie. Așa că eu aici foarte bine, Alexandru, aici a procedat că a făcut gardul ăsta, că el s-a păstrat și până astăzi. Nu știți mai detalii. Eu am citit, eram cunoștem lucrurile astea. Noi toți le cunoștem lucrurile astea. Cât privește, problema era aceea, dacă pe acele timpuri nu se dădea voie de folosit metalul în alte scopuri. El era, cum să spunem, mai ales metalul, era sub controlul Comitetului Central. Și când a văzut atât metal că s-a făcut gardul acesta, se înțelege că au apărut prietenii, în ghilimele, al domnului folosit acesta. Însă, pe atunci, Ivan Ivanovici Bodiu, văzând gardul ăsta așa decorativ, frumos, da, și așa mai departe, eu știu cum el ne-a spus de multe ori, că stați liniștiți, că gardul este foarte decorativ și un obiect de artă și nimeni nu va deranjava, așa și cu, după aceea s-a potolit toate lucrurile acestea. Dar eu vreau să spun că așa, că domnul Cădincean Cebotare avea o sănătate foarte, foarte, știam, era călit la multe lucruri de felul acesta. Înțelegeți? A venit o personalitate așa de energică și așa mai departe. Știți, totdeauna când sunt personalități energice, se stără ca unii să pui pedici. Înțelegeți? Multe, multe pedici, mai ales în primii ani de activitate a lui domnul academicianu, a avut foarte, foarte multe lucruri. Până s-au mai crescut așa noi doctori, da. După ce s-a mai slăbit lucrurile. Și atunci când doar cu 5 lucruri. Da.
Dar cu conducătorul dumneavoastră, adică care a spus a doilea personalitate care a lucrat dumneavoastră, cât numai nu i-a făcut lui dumnealui, înțelegeți? Nu s-a dus el de flori de cuc la Ialta încolo. El ar fi vrut să continue multe lucruri aici, dar știți, câteodată au fost nu prea corect unii conducători în atârnările lui. Dar totuși, din raportul care l-a făcut domnul director astăzi, așa, a fost apreciat domnul Cărnician, ordinul Republicii, mulți ordine și medalii și așa mai departe, dar nu e asta recunoștința oameni buni. Domnul Cimotar a fost o personalitate care a fost recunoscută în toată fosta Uniunii, Ucraina, țările România și așa mai departe. Înțelegeți? La noi așa persoană... Nu, Piscotar n-a avut el așa mare posibilitate în afară de Suedia și America să fie, dar totuși în arealul acesta, în jurul Republicii Moldova, eu aș spune că una dintre cele mai mari personalități așa de vază care a activat și ne-a făcut așa bună reclamă. Așa că încă o dată vă mulțumesc. Stimați colegi, eu îmi cer iertare la bun început, poate că reflexiile mele n-au să fie cronologic, dar vreau să comentez aici două fotografii care au fost de ce pusă în discursul doamnei Ninia pe aceasta. Deci am văzut acolo o fotografie mama, deci domnul academician Ana, pe care am cunoscut-o. Și deci vreau să dezvălui anume cum am cunoscut cu dânsa. Deci domnul academician, deci o luați pe Marxa aici în Chișinău. Era de acum, știți foarte, știți din biografia, deci domnul academician a rămas la fără tată foarte devreme pe asta și a fost crescut mai mult de mama, care ține foarte mult. Și mama, fiind aici în Chișinău, era legată, este deci o femeie care crescut la țară tot timpul, deci era legată de pământ și aici, în grădină, deci pământ era suficient și deci era un sector, sau un sector unde avem deci, și noi colaboratori, dar și nouă acolo, câte un sector mic, unde puneam culturi, asta, eu puneam cartofi și mama, deci doamna Ana, pune și ea cartofi. Deci a făcut cartofi un an, a făcut 2 de ani cartofi, după care se vede că de acum vârsta nu mai permitea, dar nici eu n-am mai făcut cartofi, când a venit, deci, următorul an, după ce nu mai avem sectoare alături cu doamna Ana, deci n-am strâns nimic, curpini erau uscați aceasta, deci gânda și mi-a mâncat toată asta și n-am mai... Și atunci mi-a dat seama că eu plecam expediții, dar, deci, ea avea grijă și de cartofii mici, că se stropească, de altfel, deci o gândașă de la mine, la ea. Altă fotografie, ce s-a început aici în discuție, deci am văzut la 30 de ani, deci prezintă președintele Academiei, domnul Jucenco, și domnul academician, deci cu acea ocazie. Și a fost pomenit aici și de, deci, articolul din ziarul Vecebre Chișinău, deci Chișinău de seară, Zacigunul Elgradăi. Deci nu e ceea ce s-a încercat să comenteze, nu este metalul divin în acel articol și nu aceasta a fost motivul, deci articolul pe aceasta. Cei care în acea perioadă am activat, deci domnul profesor Postolache, deci domnul Grati, Comanici și cei care deci, în perioada asta activam, cunoașteți că deci, s-a început de la altercările dintre domnul Ciuvătaru și Semencecu. Semencecu. Deci aceasta a fost declanșarea deci, a conflictului care până la urmă, deci, dar aceasta a fost motivul de a fost instituită deci, domnul academician. Asta, dar momentul sau pricina de bază a destituirii lui din funcția de director, deci a fost aceea că el deci, n-a acceptat și nu a împărtășit deci, conceptul domnul academician Jucenco, președintele aceasta, deci genetică ecologică. Și asta l-a costat. Dacă vă aduc cei ce țin minte, deci pe ei l-a costat pe domnul Moraru, care era directorul Institutului de deci, fiziologie. Deci el primul a fost decapitat de domnul Jucenco și a doilea a fost deci academicianul negru.
Alt moment care vreau să menționez pe aceasta, deci această decapitare care a fost făcută, deci ceea ce s-a vorbit și un lucru pentru mine este foarte important și prețuiesc foarte mult, că domnul academician a avut, cum spune, a avut verticalitate. El nu s-a supus presingului administrativ ca să schimbe părerea. El așa și-a rămas cu părerea lui, chiar fiind, cum spune, destituit din funcție. A doilea moment, din acest caz, vreau să menționez că ceea ce a vorbit și domnul profesor Postolache, deci ceea ce îl apreciau toți ceilalți directori din fosta Uniunii pe aceasta, deci imediat după ce el a fost destituit, noi, moldovenii, l-am destituit, dar ucrainenii l-au luat cu plăcere. Un pic, deci, din reflecții care au fost și din deci, acele informații de biografie, deci, domnul Cărcea lipsește, e clar că aceasta au fost acei 7 ani care el a lucrat în grădina botanică din Nichipen. Deci, el lipsește fiindcă nu este în contextul grădinii botanice de astăzi. Dar acei 7 ani, deci, el acolo a demonstrat încă o dată că este un mare savant, că este cum spun eu, o personalitate care a fost apreciată, deci, la justa valoare de către, deci, ucrainieni. Având toate cele, deci, calități, cum spune, de mare om și mare savant. Acum revin înapoi la, deci, unele reflexii asupra momentului, deci cum am fost primit la lucru, deci după ce am terminat facultatea, o an de zile am fost în școală, am lucrat profesor, după aceasta armata în Germania. După armata am venit toamna, în luna august. Domnul, deci, academician Iegru mi-a scris când eram încă în armată scrisoare, pe aceasta că ar fi dorit, adică dacă eu doresc să vin și să fiu angajat la grădina botanică și să lucrez împreună cu doamna Ștefăță și domnul Negru în grupa de paleobotanică. Deci și am făcut, m-am întors și fără ca să nici un fel de ragaz, deci am venit la grădina botanică. Grădina botanică era acolo la sediul cel vechi. Deci, domnul Ciubătaru, am scris cerere și el pe cerere a pus o dată viză, deci colaborant superior. M-am gândit mult și acum astăzi mi-a dat dezlegarea, deci domnul profesor Postolache, deci din incidentul cel care l-am avut cu contabilitatea și deci, chiar din primele așa, întâlniri cu domnul academician, deci a fost o simpatie reciprocă. Și am îmi dau seama simpatia și reciprocă, deci a spus domnul profesor Postolache, chiar când a văzut în mine fizic bine dezvoltat. Mi-a scris dintr-o dată, mi-a scris la balanț superior, care de doamna contabilă, deci nu îi țin minte aceasta, știu că avea că asta, cum spune, îi spuneau asta Golda Meir, asta când m-a dus cu cerere la dânsă, el se uită, ridică telefonul, sună înapoi la domnul Ciobotaru și îl întreabă, n-ați greșit pe cerere? Și când, dar ce să greșesc? Aș toți srazul starșii? Adică, deși mi-au dat într-o dată starșii la borat, dar mi-au luat într-o dată la borat. Diferența era de 6 lei. 92, de 6 ruble. 80, asta, 92 de ruble era la borat și 98 de ruble era, deci, la borat. 64 de rubli era de la Boran și 98 de... A, așa era, da? Ok, deci diferența oricum nu era atât de mare. Și în felul acesta, deci am început activitatea deci, în grădina botanică, am lucrat cu grupa de paleobotanică, deci puțin cunosc pe aceasta, deci de la început, practic, la mine teza pe paleobotanică, deci eram 3, la domnul Cărnician se ocupa cu semințele, doamna știa fârță cu frunzele și eu, deci am colectat și am făcut. Deci, practic, teza era pregătită, numai trebuia să merg în Sankt Petersburg ca să o, cum spun, să o pun pe hârtie până asta, deci cu lemnul fosil. Și articolul meu care este publicat, primul articol, deci este despre lemnul fosil. La care, la fel, deci, soarta așa a fost să fie, deci, având simpatia, deci, față de mine, domnul academician, pe asta, în 76, deci, a fost o intoxicație masivă în Republică cu ciuperci, la care au fost date dispoziție și la grădina botanică se adresau că, deci, pentru ajutor, pentru a comenta, pentru aceasta. Și a fost sarcina că tema aceasta nu era cercetată.
Tot în același an, deci domnul academician Negru, deci făcea teza de doctor, acum am doctor habilitat, și nu-i ajungea, deci doamna Cantimira să mă corectez, dacă eu l-am spus așa, sarmatul inferior, mijlociu și superior pe astea, cel mijlociu îi lipsea lui domnul academician ca să facă concluzii generale pe flora, flora pe care era bursucul, deci tabache și acestea. Și avea nevoie de cercetări, că nu mai erau, deci aceasta cercetări fosilii, deci polien. Și era doamna Popova, era la deci muzeul, dacă nu mă greșesc, muzeul paleontologic, pe aceasta, el se ocupa acolo cu lemă, cu asta, cu geologie. Și s-au înțeles că ea vine, deci a dat acordul să vină în laboratorul nostru și să facă această deci parte asta paleobotanică cu polienul, ceea ce trebuie asta. Și s-a dus la domnul academician și îi zice că uite, da, dacă putem să o angajăm pe asta. Și atunci domnul academician a avut problema cu căuta o persoană care să ocupe cu ciupercile sau să meargă în asta și a spus că bine, o luați cu Popova, dar mi-o dați pe Manic. Și așa și-a fost făcut. Deci m-a chemat domnul academician, domnul Manic, iată vreau să zic că tot trece în grupa lui Simonov, atunci se formase grupa de deci, plante inferioare sau plante deci, cu spori în aceasta. Și atunci l-am condiționat și eu, zic, bine, clar pentru mine a fost, cum spune așa, o lovitură care la început m-am împotrivit cu asta ca să trec, pentru că eram de teză, era aproape gata pe lemnul fosil, dar până la urmă l-am condiționat și am zis că îmi dați motocicletă, transport, și îmi dați, deci doctorat, adică să aplic deci, poziția la doctorat și conducătorul din Sankt Petersburg, cunoscând toți pe care erau cei mai mulți specialiști, la momentul dat erau deci, trecuți prin școala din Sankt Petersburg, Institutul deci, Camorov, unde, într-adevăr, acolo și biblioteca și specialiști și asta, deci, asta. Și felul acesta, deci, am ajuns deci, doctorant și am făcut teza, teza deci, prin frecvență, deci, fără, cum spunem, nu staționar, pe asta. Și, deci, drept că, în schimb, am avut, cum spune, susținerea de plină de la domnul academician. Deci, plecam în Sankt Petersburg, îmi dădea o lună de zile, îmi dădea, deci, împlătită sau îmi dădea, deci, îndeconta, deci, cheltuielile de transport și de urna pe asta, la care timpul nu mi-era limitat, deci stăteam acolo, dar mi se păstra salariul și în felul ăsta, deci timpul util cât a fost pentru deci, 4 ani de zile, am făcut teza, de acum altă teză, pe ciuperci. Tot din reflecție vreau să-mi aduc aminte de foarte mult îndrese, deci, și într-adevăr, așa cum spune domnul profesor Postolache, deci noi am muncit foarte mult în perioada aceea, deci la construcția, deci la sedirii, deci asta și chiar construcție pe asta. Deci, înainte de a pleca în Sankt Petersburg, deci eram nici nu mă împotrivea, pentru că știam că asta este condiția. Pe asta, o luni de zile lucram. Deci, la construcție, atunci făceam gardul sau altă, sau la sedit pe aceasta și după aceasta, deci avem acea libertate. Dar după un subotnic, deci, placa aceea care noi făceam, deci, mâna asta, la ora 2 se terminase, toată lumea pe acasă. Eu mă întorceam, trăiam aici unde sunt acum paznicii stau, trăiam în casa aceea și mă întorceam, deci după aceea era terminat asta și veneam acasă. Și acolo, acum e cerc, la intersecție aceea, deci era domnul Cipotaru, domnul Palancean și un tractorist, tractorul cu acestea, care îl ridica pământul și când m-a văzut mie, încă un ajutor. Am stat cu dânsul până la ora 2, până la ora 6, noi în 3. Pe aceasta și tractoristul, deci dacă vedeți acolo, pământul e ridicat așa, deci tractorul împingea și noi cu lopiețele, deci îl îngrămădeam și am făcut deci, terasa aceea, unde a fost chiar în ziua aceea a fost sădit, materialul care era acolo, până s-a mai completat. Și atunci m-a apărut și eu, zic, ce am mers eu de aici, pe încujor, trebuie să eu de-a dreptul, de altfel, deci nu ne meream și nu mai lucram 4 ore în plus. În schimb, astăzi, dacă am ocazia să vin în grădina botanică și vin prin centru, numai decât vin la cercul și ala, mă întorc așa, și mi-am întors, adică încujor cercul și mi-am amintesc de această istorie și această, vreau zic, situație, că atunci când am lucrat acolo.
Deci ce vreau să zic domnul academician? Domnul academician, într-adevăr, tot timpul l-am, într-un fel, l-am stimat și tot timpul a fost chiar mirat de capacitatea lui de muncă și energia lui care o avem. Deci cunoașteți toți pe aceasta, deci el lucra deci din 24 de ore, nu știu câte ore dormea, dar cred că mai puțin de 15 ore el nu lucra, nu putea să nu lucreze pe zi. El venea primul la grădină dimineața, eu eram aici pe loc, trăiam în asta, deci veneam tot pe astea, când să-l găsim, și el pleca, deci ultimul la grădină, pleca la ora 10, asta era cum să spun, ora din asta, mai înainte de ori, putea să rămâne și mai târziu, mai înainte de ori 10, nu pleca. Iar din aceasta mi-am amintesc aminte că ce făcea el după ziua, după ce toți lucrătorii plecau, de bază plecau acolo, rămânea. Deci, vă amintiți, deci, domnul profesor Postolache, cred că în asta nu văd pe altcineva, se făceau acele seminarii metodice. Și la acele seminarii se începeau discuții. Discuții, într-adevăr, foarte, deci, aprins, discuții științifice pe aceasta. Și era, deci, Boris Timofeievici, care el nu s-o ocupa cu construcția grădinii, avea timp să citească. Cunoașteți, deci asta era foarte citit, foarte în aceastia. Și numai să încerc seminarul și Boris Timofeievici, ca să așa, că Alexandrescu era președintele, deci el stătea în asta și deci conducea, deci desfășurarea seminarului. Dar Boris Timofeievici încerca să-l mai așa, să-i mai dăie pe asta și mai vine cu teorie, plică, știi, că în jurnalul și ala, aceia au fost scris, așa au fost scris. Dar Alexandrescu de acolo și da, într-aceant, așa au fost scris. Și confruntau, noi stăteam, eram tineri, stăteam și, cum spune că așa, cu asta eram ochi și urechi și cu gura cascată și ascultam, înțelegeți, aceste confruntări, cum spune, științifi și confruntări care țineau de materie din aceasta. Deci lucruri foarte aceasta, dar vă zic că el a fost, cum spune, un om care a avut energie și emana energie extraordinară, avea timp. Cum spune, și știa conștient că deci să nu rămână în urmă, nicătând la faptul că era foarte ocupat cu construcția, cu activitatea deci, administrativă, deci tot timpul ținea pulsul și pe deci, noutățile științifice. Deci, pentru mine, personal, domnul Civotaru a fost o personalitate care m-a marcat. Deci, motoul pe care el mi l-a spus și m-am condus de el aceasta, țin minte că el a fost la rezervație, 96, eu pregăteam rezervația pentru deci, 25 de ani, jubileu 25 de ani, și puneam asfalt, era pe un pic de ploaie, el m-a văzut acolo și m-a chemat așa deoparte, credeam ca să-mi spună ceva de asta și îmi spune că, Ștefanie, eu văd că tu aici ești, cum spune, mare gospodar, pas, dar ții minte, că ceea ce ai să faci, aceea rămâne. În rest, îți vorbe. Și totul e trecător. Și ceea ce a rămas el, și acum revin la aceste deci, opere pe care el ni le-a lăsat. Deci, într-adevăr, acest motor și aceste deci, cuvinte pe care m-am condus și aceasta, deci, a avut perfect dreptate și atunci îmi dau seama de ce el cu atâta, deci, spun, dorință, a vrut ca să pună tot ce a lucrat el și a făcut, a creat în știință, să le așeze pe hârtie și să publice aceste deci, volume pe aceasta. Deci eu n-am avut, le-am luat acum, când am intrat în sală volumele pe asta, n-am avut ocazie să le cunosc sau să le răsfăiesc așa ca să mă cunosc mai bine pe asta, dar aici am răsfăit un pic. Și dau, deci, ceea ce spune domnul profesor Grati, pe aceasta, am văzut ceea ce pot să spun, că conținut nu pot asta, dar am văzut, deci, acele imagini sau acele fotografii. Și vă zic din cunoștință de cauză, mă pricep un pic la fotografii, mă pricep în asta și pot să apreciez, să dau apreciere unei fotografii, calității unei fotografii. Într-adevăr, aceste fotografii sunt niște, deci, extraordinare după calitate. Și așa răspăind pe năsătă că primul volum este, sau aproape toate volumele se începe cu metodica și metodologia cercetării pe aceasta, care este deci o carte, așa cum s-a spus, o carte de căpătâi,
care trebuie să stai pe masă, nu numai pentru deci, specialiștii foarte înguși, dar și pentru cei care deci, vor să aibă cunoștințe generale de biologie. Și asta, fiind că la urmă, este deci, și embriologie și asta este ramă de biologică. Deci eu vreau să spun că sunt un om norocos, spun așa, că l-am cunoscut pe domnul academician și am lucrat cu el deci mulți ani și cred că și colectivul Grădinii Botanice. Nicătând că au fost și momente și mai așa spun în asta, dar oricum, deci el și astăzi dacă mergi și spui de Grădina Botanică, chiar în fostele Uniuni, asta a fost Republica Uniunii și peste hotare în acestea. Deci numele Ciuhotaru este cunoscut și prin el este cunoscut și Grădina Botanică, pe care noi trebuie să ne mândrim și cred că se mândrește și familia deci domnul academician, fiindcă într-adevăr ceea ce a lăsat el este o zestre pentru noi toți. Vă mulțumesc! Ce prezență aici în sală și ce prezență în mediul virtual. Suntem la finele întâlnirii noastre de suflet, în care am discutat foarte mult și ne-am adus aminte de viața și activitatea dumneavoastră academician și opera care încununează activitatea dumneavoastră, cele patru volume de astăzi care au fost lansate. Dacă mai dorește cineva dintre dumneavoastră să continue șirul amintirilor, reflecțiilor, despre cele ce s-a discutat astăzi, vă rog să luați cuvântul, iar cei din mediul online să ne dea de știre dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, așa cum este tradițional, la finele fiecărei conferințe științifice care a fost organizată de Grădina Botanică, la finele conferinței, noi facem anumite totalizări. Așa cum spuneam, la finele conferinței facem anumite totalizări, anumite obiective ne le trasăm pentru viitor. De aceea și de această dată venim cu un proiect al hotărârii conferinței științifice pe care ați primit-o deja și o aveți. Vreau să vă întreb dacă trebuie să dăm citire acestui document sau vă puteți expune pe parcurs și dacă este necesar să intervenim cu anumite redactări în document, o putem face după finalizarea conferinței științifice. Consider că aici lucrările conferinței științifice iau sfârșit. Îmi permiteți să aduc și eu sincere mulțumiri colectivului Grădinii Botanice, tuturor celor care au activat sau s-au format ca specialiști în Grădina Botanică, iar acum activează în alte instituții, pentru că Grădina Botanică, de-a lungul activității, a crescut tineri și a format specialiști, nu doar pentru Grădina Botanică, numeroși tineri deja cu Școala Grădinii Botanice au activat și prin alte instituții, ducând onoarea și respectul instituției mamă în care s-au format ca specialiști. Vârsta de 70 de ani nu este nici prea mult, dar nici prea puțin. În principiu este o viață de om, dar este o perioadă când ne putem uita în urmă și ne putem număra rezultatele, succesele, ne putem analiza reușitele și insuccesele. Este o perioadă în care ne putem analiza ceea ce se întâmplă în prezent, dar și să ne uităm cu curaj în viitor și ne putem face vise, planificări, ne putem trasa noi obiective. În numele Administrației Grădinii Botanice, felicit întreg colectivul Grădinii Botanice și colegii, prietenii Grădinii Botanice care au susținut în tot parcursul Grădinii Botanice, au oferit suport, suport moral, suport organizatoric, financiar. Vă felicit pentru toate rezultatele obținute până la această vârstă. Totuși, cercetarea științifică nu se face de la ora 8 până la ora 5. Cercetarea științifică este o vocație, o facem non-stop. Deseori, un cercetător științific lucrează în timpul nopții, poate în timpul nopții vin mai multe idei de a scrie,
de a elabora articole sau monografii. Deseori sunt jertfite weekend-uri, sunt luate din familie și sunt jertfite activității de cercetare. Nu în zadar grădina botanică are atâtea rezultate remarcabile până în prezent, se datorează în primul rând colectivului, care a depus mult efort cu vocație și cu dăruiri de sire, a activat în prezent și ne putem mândri cu această colecție de monografii, cu aceste personalități marcante care au fost pomenite astăzi. Iar noi cei care activăm astăzi, este datoria noastră să le cinstim memoria și să continuăm lucrul început de dumnealor și să încercăm să facem din grădina botanică o perlă cu adevărată, cea mai frumoasă și cea mai reprezentativă a orașului nostru, dar nu numai a orașului, dar a Republicii Moldova. Felicitări, multă, multă sănătate, putere de a realiza cele ce vă planificați, cele ce vă trasați pentru viitor și să ne dea bunul Dumnezeu să fim sănătoși, mai ales în această perioadă, să avem parte de bunătate în suflet, de multă inspirație pentru noi realizări și creații științifice. Noi vă mulțumim pentru participarea la acest eveniment și vă invităm la etajul 1, unde este organizat. Deci, dați această deci... Dacă doriți, puneți aceasta, dacă mai sunt propuneri de aceasta, deci... Dacă doriți să mai adăugați la textul hotărârii conferinței, vă rugăm să faceți notițe pe foițele care le-ați primit. Așa. Și le transmiteți în administrație, noi deja vom redacta textul. Okay. Varianta finală a hotărârii conferinței va fi plasată pe site-ul Grădinii Botanice, la anunțul respectiv a conferinței și astfel varianta finală va fi accesibilă pentru toți participanții conferinței. Dar acum, ca proiect general, se poate primi conferință? Da, primi conferință. Așa e procedura. Vreau să vă întreb dacă este necesar să dau citire proiect. Nu, nu, de bază. Noi la vin, punem și votăm ca de bază. Luăm, dar trebuie să fie rectificări. Așa. Așa. Deci, cu aceasta încheiem... Mă pot. Partea formală. Se punem la vot? La vot. Ok. Cine este pentru a aproba proiectul hotărârii în versiunea scrisă, vă rog frumos să votați. De bază, de a lua de bază. Da, de a lua de bază. Nu modificări ulterioare. Da. Mulțumesc. Probabil împotrivă și abțineri nu sunt. Propune fiul. Deci cu aceasta încheiem lucrările conferinței.